Dă-mi un pic, te rog, telefonul albastru să și distribui. Salutare, dragi prieteni, dat share. Numai un pic. Imediat, dragii mei, imediat vă arăt imaginile de la Spitalul Județean din Timișoara, unde astăzi m-am vaccinat. O să vă și povestesc cum este. Numai o secundă să... Acum distribui, dragii mei, și pe Facebook. Imediat văd întrebările voastre. Am spus că pandemia se combate cu rațiune, responsabilitate și mai ales cu medici specialiști. Nu cu politicieni găunoși. Nu cu isterie cap vid. Dacă vrem să scăpăm de pandemie, trebuie să tratăm lucrurile cu cap, cu mintea. Și să nu ne lăsăm induși în eroare de cei care doresc să, sigur, să profite. Bun, da, trebuie tras un pic mai încoace telefonul, nu știu de ce cadru e. Nu e cadrul pe care l-aveam noi inițial, mai. Vezi că te oprești în asta de la scaun. Așa, regia de emisie, mai un pic. Bun. Așa, acum parcă e un pic mai bine. Parcă e o țâră mai bine, ca să văd și eu scrisul mai de aproape, oameni buni, că nu văd scrisul. Da? Bun, haideți cu share, haideți cu like, foarte important, ca să fie distribuit cât mai mult acest video. Acesta este Spitalul Județean din Timișoara. Aici am fost astăzi programat la ora 15 la vaccin. Împreună cu soția mea, cu Diana, prin medicul ei de familie, am făcut programarea. Vă recomand tuturor celor care încă nu v-ați hotărât să vă vaccinați, să aveți o discuție cât mai serioasă cu medicul de familie și să ascultați sfatul medicului de familie. Când e vorba de probleme medicale, ascultăm de medicul de familie și de medicul de specialist. Nu de Șoșoacă, nu de Simion, nu de Chitic, nu de Antena 3, nu de România TV, nu de Ciolacu, Firea și alți derbedei care încearcă să profite de această criză în care se află întreaga planetă, de aia și spune pandemie, și încearcă să-și tragă un capital electoral. Bun. O să vă arăt niște imagini. Din păcate, sunetul trebuie să-l dau la zero, pentru că atunci când a fost în cabinetul medicului care m-a vaccinat la Spitalul Județean, era un radio și cânta ABBA. Pe Facebook este varianta cu sunetul original, dar cu YouTube este foarte mare problemă cu copyright. Și nu vreau să am probleme. Am mai pățit, am mai filmat pe la diverse proteste unde s-au pus diverse melodii și m-am trezit cu copyright strike și am fost nevoit după aceea să editez materialul, să tai bucățile. Din acest motiv nu pot să vă pun coloana sonoră, dar nu e mare lucru, să știți. Doctorița care stă de vorbă cu mine îmi spune că trebuie să mergi 15 minute în camera de post-vaccinare, că nu ai voie să consumi alcool timp de 48 de ore și că pot apărea ușoare dureri de cap, o ușoară stare de febrilitate. Ce pot să vă spun, dragii mei, este că pe mine nu m-a durut deloc. Nici acum nu mă doare mâna, aici am plasturile de pe vaccin, nu m-am simțit nici când m-am înțepat, nici acum nu am nicio problemă. Să sperăm că nu va avea niciuna dintre efectele despre care s-a vorbit post-vaccinare.
În data de 2 mai trebuie să fac rapelul. Sistemul este foarte simplu, dragii mei. Nu știu cum e în alte centre de vaccinare. Eu vă spun ce este la Timișoara. La, să distribui, te rog, și pe fan grup Mălin Bot, pe Susțin Mălin Bot, pe Diaspora Europeană, grupurile pe care distribui eu. Eu vă spun cum este, dragii mei, la Timișoara. Deci, prin medicul de familie, am fost programat, am primit un SMS să mă prezint astăzi la ora 3 la Spitalul Județean din Timișoara, la Centrul Permanent de Vaccinare. Ăsta este Spitalul Județean, în spate este Clinica de Ortopedie, aici este Centrul de Vaccinare Permanent. Era deja o coadă, câteva persoane, cele pe care le vedeți aici, cei care veniseră pentru ora 3. Programarea se face pentru ora 3 pentru aproximativ 50 de persoane. Deci nu ești programat la 3 și 10 și intri la 3 și 10. Ești programat la 3 și vii acolo. Și toți cei care sunt programați la ora 3 stau la coadă și așteaptă să fie introduși. Se stă foarte ordonat la coadă. Coada nu este foarte mare. Eu am stat cam 35-40 de minute. Nu, cam atât am stat la coadă. Aici o să vedeți, vreau să vă arăt ceva. Aici era o doamnă, o bătrânică, cât avea? 92 de ani sau 94? Cât a spus la ea? 90 de ani. 90 de ani a venit la vaccin. Deci când intri pe aici, te așteaptă un asistent, este voluntar, care ți-a buletinul, te înregistrează pe o tabletă în sistem, pare un sistem ca la vot. Probabil este un sistem computerizat, SPS-ul se ocupă cu asta, în care ești înregistrat. Ți se face un chestionar, ești întrebat dacă ai avut stări de febră, de tuse, dacă ai alergii, ți se pun niște întrebări și ești înregistrat în sistem. Bătrânica de 90 de ani a venit să se vaccineze împreună cu fiica ei, după care merge într-o altă încăpere, asta este sala post-vaccinare, da, de la Spitalul Județean. Acum eu nu știu cum sunt organizate lucrurile în alte centre de vaccinare. Eu vă spun cum este la Timișoara. Am venit la ora 3. Pentru că dintre toți cei care am fost chemați la ora 3 mai erau alte persoane în față, am stat cam 35-40 de minute până în momentul în care am ajuns pe acest hol. Aici este o altă încăpere unde discută cu tine un alt medic. Un medic de data asta care îți pune mai multe întrebări. Dacă ai avut afecțiuni, dacă nu știu, ai făcut tratamente cu steroizi în ultima perioadă, dacă, o grămadă de întrebări de ordin medical. Dacă ai tușit, dacă n-ai tușit, când ai tușit, dacă ai avut febră, dacă n-ai avut febră. Cam 5 minute stă cu tine de vorbă un doctor, în cazul meu a fost o doamnă doctor, care completează un formular. După care, în acest centru de vaccinare, sunt 3 săli de vaccinare. Eu am fost într-una dintre aceste săli, aceasta este doamna doctor care m-a vaccinat. Îți alegi umărul în care vrei să fii vaccinat, ești pus să pui mâna în șold și ți se face vaccinul. Eu nu am simțit nimic. Vă spun, oameni buni, nu fac pe grozav, nu, dar nu am simțit. Nici măcar când m-a înțepat, n-am simțit nimic. Nu pot să pun coloana sonoră originală, vă repet, pentru că e o problemă cu muzica. Era un radio aici în cabinetul medical, radioul este undeva aici în spatele meu. Aici un aparat de radio, da, și cânta o melodie. Și atunci am probleme cu YouTube. Ăsta este momentul în care mi s-a făcut vaccinul. Foarte simplu, da? Îți pune un mic plasture acolo. Și îți indică să te duci un sfert de oră să stai în camera de post-vaccinare. Să vadă dacă apare ceva, dacă ți se face rău. Eu n-am simțit nimic, nici măcar. Diana spune că ea a zis că a simțit oarecare durere pe mână jos. Eu n-am simțit nimic. Acum să vedem că la bărbați că apare după 48 de ore. Să vedem ce se va întâmpla. Pot să vă spun, din ce am vorbit cu doctorii de aici, este că ei ar putea să proceseze mult mai multe persoane, deci ar putea să vaccineze mult mai multe persoane, dar din păcate nu vine atât de multă lume. Ei au spus că și-ar dori să vină și mai multă lume. Sunt dezamăgiți de toată campania de ură care se întâmplă în societate împotriva medicilor și de toată nebunia împotriva științei. Împotriva, vă dați seama, suntem în 2021. Ideea de vaccin nu este o chestie care să fie apărut peste noapte. Vaccinuri se fac de 100 de ani, da? De când s-a inventat primul vaccin. Normal, într-o societate normală și într-o țară normală, ar trebui să nu fie discuții în societate. Israelul a vaccinat aproape toată populația, da? Și deja ridică măsurile restrictive și lucrurile merg ok. Bun.
Asta s-a întâmplat aici la cabinet. Am mai avut o scurtă discuție cu doamna doctor, după care am ieșit afară. Practic, vaccinarea în sine a durat 45 de secunde. Un sfert de oră mai trebuie să stăm în sala post-vaccin. Mai mult am stat la coadă până când am fost primiți. Acum nu știu cum e în alte centre de vaccinare. Eu spun că aici a fost foarte civilizat. Când am ieșit a fost și mai multă lume la vaccin. Lumea a păstrat distanța, toată lumea a fost cu mască. Deci totul foarte, foarte civilizat. M-am vaccinat cu Pfizer. Ca să știe lumea, nu pentru că am ales eu. Vă repet, prin medicul de familie am fost programat și ăla era vaccinul care era acolo. Opinia mea este, dragii mei, că pandemia se tratează cu răspundere, cu rațiune și cu știință. Știință medicală, cercetare, medici, specialiști. E stupid în anul 2021 să gândim ca nevul mediu să avem o soluție medicală, științifică pentru o problemă și să ne lăsăm duși de nas de personaje de tip Șoșoacă, de tip Simion, de tip semi-analfabeți, care sunt erori ale istoriei, care prin eroare au ajuns în Parlament și care duc foarte mulți hăbăuci într-o direcție total greșită. Bun. Acum haideți să merg la Q&A ca să trecem direct la subiect și la obiect. Ca să nu mai fie discuții, deci asta cu vaccinarea am încheiat-o, am văzut comentarii, am văzut, deci, oameni buni, suntem în 2021, avem o școală cât de cât, nu trebuie să ai facultate și din liceu la biologie vezi ce înseamnă vaccinul, ce înseamnă un virus. Mi se pare stupid și degradant pentru orice persoană, pentru el însuși, să vină și să zică, domne, vaccinul e nu știu ce conspirație. Deci, nici nu cred că ar trebui să mă deranjez să răspund la astfel de porcării. Bun. Hai să vedem aici, avem întrebările. Să încerc numai un pic să-mi dau tableta pe mai tare, pentru că nu văd, asta este, nu mai văd bine. De când stau tot cu nasul în telefon, nu mai văd cum trebuie. Dragi prieteni, suntem peste 600 momentan pe live, văd că crește. Vă rog foarte mult, toți cei care sunteți pe live, dați și like acestui live. Este foarte important să nu mai 300 de like-uri ca să crească și algoritmul YouTube să îl distribuie mai în față. Este foarte important să dați like. Văd că încep să crească like-urile. Vă mulțumesc foarte frumos și să încercați să distribuiți, dacă sunteți pe Facebook, pe Twitter, unde puteți să distribuiți acest material video. Sper că am răspuns tuturor celor care au curiozitatea asta. Cum, concret, cum se întâmplă vaccinarea? Sper că am răspuns tuturor. Dacă mai aveți întrebări, am să răspund la aceste întrebări. Am să mă uit în chat și răspund la întrebări. Bun. Să știi că nu ai simptome după vaccin, spune Ianoș, pe motivul că nu ești consumator de alcool și de stupefiante. Mulțumesc foarte frumos. Tomas, cel mai frumos pisoi din România. Da, Tomas nu este aici, din păcate. Nu o să pot să vi-l arăt astăzi. Viorel Infinit, bună seara, Semper Fidelis, mulțumesc frumos. Prima doză nu prea are efecte adverse, mulțumesc frumos, Doamne ajută. Bună seara tuturor, salutare. Un imbecil COVID, înțeleg că avem imbecil COVID, vă rog foarte mult, nu vă certați cu ei, nu le răspundeți. Diana este în spate, în regia de emisie, îi spun eu, ea moderează, mai moderez și eu. Și nu-i băgați în seamă, vă rog foarte frumos, eventual puteți să-i blocați dumneavoastră, pe ei mergeți pe pagina utilizatorului și o blocați, ca să nu le mai vedeți comentariile. Este foarte important să nu-i băgați în seamă, pentru că scopul lor ăsta este să deturneze discuția. Și atunci noi, în loc să vorbim despre lucrurile importante, esențiale, vorbim despre prostiile pe care le discută ei. Deci vă rog foarte mult, nu încercați să nu-i băgați în așa. TP, m-am vaccinat cu ambele doze, nu au fost probleme. Ia uite, foarte bine. Cu ce se te-a imunizat, mă întreabă Patrick Infinit, Pfizer, BioNTech, cred că așa se cheamă. Vă rog foarte mult, dacă aveți cei care v-ați vaccinat, puteți să scrieți în ce țări v-ați vaccinat și cum e acolo sistemul, dacă e diferit de ceea ce am arătat eu aici. Așteptăm să ne vaccineze și pe noi aici în UK. Înțeleg că în UK, Petrescu Paul, lucrurile avansează. Văzusem undeva, dar nu mai știu unde, vehiculat o cifră de 47% vaccinați. Dacă e corect acest procent, este foarte important. Salutare din Târgu Mureș. Salutare, salutare, Târgu Mureș. Așa. Un pic să mă fac și o țelă mai comod.
Bun. Scrie destul de mic și nu prea văd, dar asta e în ce să ne descurcăm. Elvis Macastan, bună seara tuturor românilor. Mă vin astăzi la ora 9 și eu m-am vaccinat în aceea zi cu tine. Mare onoare pentru mine, zice Nela Ion. Să ne trăiești, Mălin Boc și scumpa Diana. Mulțumesc foarte frumos. Sper că a fost ok. Sper că n-ați stat la coadă. Andy Crețu, nu simți absolut nimic. Au niște ace foarte subțiri. Acum nu mai e ca pe timpuri. Da, Andy, exact așa. Pur și simplu, nici n-am simțit. Mă așteptam să simt o înțepătură, ceva. Am fost la finalul anului trecut, am fost să fac niște tratamente dentare și mă așteptam să acolo să fie măcar cum a fost la tratamentul dentar. Acolo mi-au făcut niște anestezii în gingie și au durut un pic mai tare. Aici nu am simțit absolut, absolut nimic. Vaccinul are efect dacă consum Mona, zice cineva, da, o glumă bună. S-a vaccinat cu Pfizer? Da, cu Pfizer m-am vaccinat. Așa, mai departe, cum de nu se iau măsuri drastice împotriva impostoare și o șoacă? Păi nu se iau, pentru că ăștia l-au în spate, iau în spate pe cei de la PSD. Nu știu cât ați văzut știrea, eu am pus-o pe Facebook, o găsiți pe Actual 24. Ieri, la ultima isterie cap vid, a fost prezent chiar Dan Tudorache în Piața Victoriei. Deci ăștia săraci de ei, PSD-iștii, și-au dat seama că nu mai convinc pe nimeni și au ajuns ei să meargă pe față, de să o dea pe față cum ar veni, să-și asume aceste isterii cap vid. Ori eu am spus că Dan Tudorache e în spatele cap vidului, am spus de un an de zile, oameni buni. De un an de zile am spus chestia asta. Și foarte mulți oameni, induși în eroare de propaganda PSD-istă, de prostile lui George Simion, m-au denigrat pe mine aiurea și m-au înjurat aiurea. E, uite că acum Tudorache a fost alături de prestatoarea lui de servicii, Ioana Lobin și alții, a fost chiar în Piața Victoriei ieri. Știrea o găsiți pe Actual 24. 444 de like-uri, 715 urmăritori. Vă rog foarte mult, dați like, toți cei care mă urmăriți acum, dați like acestui material video. Este foarte, foarte important să fie cât mai multe like-uri ca să scoată YouTube în față materialul. Pun pariu că în momentul în care pandemia va dispărea, vom vedea toți hauriștii cum spun că datorită lor s-a terminat pandemia. Da, e foarte posibil să fie atât de nesimțiți, deși din cauza lor să știți că multă lume s-a îmbolnăvit. Să știți că în București s-a ajuns să nu mai fie locul la terapie intensivă. Și au fost nevoiți să facă mișcarea aia destul de bruscă cu spitalul de ortopedie, la care au încercat să profite și să paraziteze politic PSD-iștii. Din cauza lor. Să nu credeți că e o întâmplare că în București nu mai sunt locul la terapie intensivă. Nu. Este o consecință a faptului că oamenii ăștia fac isterie cap vid în București, oameni buni. Și fac adunări ale infectării naționale. Este o consecință a acestui fapt. Haideți, vă rog foarte mult, dați like ca să crească cât mai mult materialul. Avem 485 de like-uri, 719 persoane se uită. Și e bine să îl ridicăm cât mai sus. Bună seara din Spania, bună seara Spania. De ce în Piața Victoriei totul se protestează și la ora actuală și creșterea pandemiei este în creștere? Nu se ia nicio măsură de către autorități, Florin Costache? Pentru că ei sunt protejați de mafia PSD-istă din Ministerul de Interne. În spatele ăstora se află Ciolacu, se află PSD-ul și sigur legăturile lor cu Rusia, pe filierele rusofile. Mafia MAI e controlată de PSD, sunt șmecherii puși șef de către Carmen Dan și Liviu Dragnea, pe care Vela nu i-a schimbat și care îl controlează pe ministrul PNL Lucian Bode. De ce? Pentru că Ludovic Orban a făcut acest compromis murdar, tuturos, infect, cu mafia PSD-istă, să nu se atingă de oamenii lor. Și a pus miniștrii de interne care au ca misiune să lase în pace mafia PSD-istă. Și ăștia în stradă, concret, susțin și îi protejează pe cei care fac isterie ca vici și îmbolnăvesc capitalul. Jurnalistul Virgil Burlă de la Europa Liberă a scris o postare foarte interesantă astăzi pe pagina lui de Facebook, în care a arătat cum un activist de mediu din Suceava, care se luptă împotriva tăietorilor ilegali de lemne, a fost amendat de către poliție pentru că a sunat la 112 ca să anunțe transporturi ilegale de lemne. Și a spus, băi, în timp ce poliția le amendează pe ăla, activist de mediu, că sună ca să anunțe niște infracțiuni, aceeași poliție și aceeași jandarmerie îi protejează pe ăștia din Piața Victoriei și nu le dă amendă, deși ei comit infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, oameni buni. Oamenii ăștia îmbolnăvesc capitala României în fiecare săptămână, oameni care toți sunt legați de PSD. De altfel, vă repet,
Ieri seară, Dan Tudorache a fost în Piața Victoriei. Deci și-au asumat-o pe față, da? Și poliția, jandarmeria nu le face nimic. Nu este în regulă, oameni buni. Nu este în regulă. Ieșiți dumneavoastră pe stradă după 8 seara fără mască, în orașele unde locuiți. Să vedeți ce urgent vă ia poliția și vă amendează. Pe ăștia îi lasă în pace. Să umble prin oraș, să facă infectări. Au adus oameni cu autocarele, au rulat și Simion, huliganul Simion, a adus oameni cu autocarele din toată țara să facă infectare, oameni buni, în capitala României. Și nu pățesc nimic, așa trebuia să aibă dosare penale, dragii mei. Mulțumesc frumos celor care apăreți în super chat, da? Cei care postează comentarii și vor să susțină financiar activitatea mea direct prin comentarii, ceea ce vedeți aici apare de la cei care postează comentarii. Comentariile lor apar colorat, apar ieșite în evidență. Vă mulțumesc frumos celor care participați la Super Chat. Bun. Bună seara. În Belgia, dacă n-ai asigurare și carte de identitate belgiană, nu te poți vaccina. Da, mi se pare corect că se vaccinează pentru fiecare stat și asigură pentru cetățenii lui. Salut, Molin, Stoica Petru Liviu, salutare. Așa. În Italia sunt în urmă cu vaccinarea, asta e foarte rău. Levente Molnar, salut, să aveți o seară frumoasă. Burac Ionuț, salutare. Îți mulțumesc foarte frumos, Ionuț. Mulțumesc frumos pentru respect. Vedeți, este Burac, cred că este. Îmi taie, nu știu de ce aici și nu pot să văd ca lumea, dar bănuiesc că este Burac Ionuț. Așa se vede pentru cei care participă la Super Chat. Cine e Adina Albert și o sursă credibilă? Nu, nu este o sursă credibilă. Este soția lui Viorel Cataramă și în campania electorală de la legile locale a funcționat pe post de iepuraș. Dan Tudorache a lansat și alți primari PSD, au lansat mai mulți candidați, așa zis, independenți. Tudorache, de exemplu, a avut cel mai cunoscut iepuraș electoral, a fost Dan Bucura. Dan Bucura a fost folosit pe post de iepuraș electoral, să fure voturi anti-PSD ca să nu se ducă voturile către Clotilde Arman. Adina Albert și ea încearcă să-și facă o cale prin politică și este nevasta lui Cataramă și face fel și fel de porcării. E prin grupurile astea cu propagandă rusofilă, cu aurolaci, cu... e o nebunie întreagă. A încercat să fie pe listă la aur, George Simion a cerut bani, asta n-a vrut să-i dea bani, s-au înjurat, s-au șantajat reciproc. A fost un mega scandal. Căutați pe net, găsiți toate detaliile, nu mai intru în detalii pentru că vreau să vă răspund la întrebări, să facem Q&A. Vă rog foarte mult, nu uitați să dați like. Sunteți aproape 800 pe acest live și avem 580 de like-uri. Haideți, vă rog din suflet, dați toți cei 800 care vă uitați, dați like, este foarte important. A, și să lăsați un comentariu pe zona de chat, chiar dacă este un salut sau să fie interacțiune. În felul ăsta YouTube scoate mai în față live-ul. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care vă implicați și faceți tot posibilul să mergem mai în față cu live-ul ăsta, să vadă cât mai multă lume. Bun, ce părere ai despre... așa, stați așa că undeva am rămas. De la Maramu, salutare Maramu. Așa, atacul undeva mi-a sărit ăsta, așa. Marea Unire, salutare Marea Unire, 39 de milioane. Ah. Stați așa că aici erau cifre din UK și astea sunt importante. Îmi cer scuze, da? Uite, Marea Unire ne scrie. 39 de milioane din 68 de milioane. Acesta este exact numărul de oameni vaccinați în UK, respect Mălin. Mulțumesc foarte frumos, înseamnă știrea pe care am citit-o că era corectă. Te ascult din Canada și eu m-am vaccinat. Rapelul 2 aici se face la 112 zile, cam mult. La noi se face rapelul în 21 de zile. Cred că ceva e greșit, nu știu, te rog mai mult să ne precizezi. La noi în 21 de zile se face rapelul. Eu sunt programat la rapel în 2 mai. RTV și Antena 3 au trecut măsura, CNA-ul nu a fost schimbat, așa este. Voiculescu e bun sau nu până la urmă, întreabă cineva, Vlad Voiculescu. Păi nu poți să apreciezi activitatea unui ministru în 2 luni de zile. Numărul 2, atât Voiculescu, cât și Stelian Ion, care intervine în legile justiției, cât și Drulă, care a pus mâna pe rangă, s-a dus împotriva mafiei, că așa trebuie să mergi. Împotriva mafiei trebuie să mergi cu rangă, da? Sigur, în sens figurativ. A fost o metaforă pe care a făcut-o ministru și o metaforă pe care o spun și eu, adică trebuie să fii hotărât și dur. Și miniștrii ăștia care sunt cei mai hotărât și duri cu mafia, sunt cei mai atacați și cei mai denigrați. Asta nu înseamnă că
Eu sunt pe o măsură să zic dacă e bun sau nu e bun, o să vedem. Dar după două luni de zile nu poți să te pronunți cu privire la activitatea niciunui ministru. Atenție foarte mare. Faptul că este atât de atacat, faptul că este atât de denigrat pe televiziunea cartelului Mafia Media, înseamnă că deranjează mafia. Și asta este foarte bine, oameni buni. Înseamnă că face schimbări esențiale care fac mafia să urle. Și cu cât urlă mafia mai tare, cu atât este mai bine pentru interesul public. Că înseamnă că le atinge interesul. Dana Budeanu la RTV, să vină Costache, ministru al sănătății. Da, Dana Budeanu, altă vuvuzea presedistă, prietena lui Gabriela Firea și devenită celebră prin faptul că e soția infractorului, a fost soția infractorului Radu Budeanu, patronul de la Cancan. Da? Nu a fost o metaforă. Directorul Metrorex a trebuit să lucreze el cu rang, în timp ce subalternii stau și se uitau, da? Așa. Mălin, noi nu suntem în stare să rezolvăm cazul Caracal. Așa, Mălin, și eu m-am vaccinat astăzi cu Pfizer. 21 de zile pentru Pfizer, 3 luni pentru AstraZeneca, nu știam. Atunci înseamnă că este corectă informația, costă 12 zile. Nu știam că e diferit. Înseamnă că diferă de la vaccin la vaccin, asta este o informație interesantă. Bun. În UK, rapel la peste 3 luni este corectă informația. Bun, mulțumesc frumos, dar diferă de la vaccin la vaccin, am înțeles. Și eu m-am vaccinat cu Pfizer, spune Ovidiu, și s-a simțit o ușoară apăsare, fără vreo durere. Da, nu s-a simțit aproape nimic. Vaccinul este calea către o viață normală. În Israel, vă repet, s-au vaccinat aproape tot și deja restricțiile sunt... Nu se mai poartă mască, deja oamenii își revin la normal. Nu uitați, dragii mei, să dați like, vă rog foarte mult. 885 sunteți pe live, 670 de like-uri. Vreo 200 de like-uri, ar fi bine să vină ca să putem să scoată YouTube în fața acest material. Pensiile speciale magistraților mafioți, hoți, securiști, au ajuns la 19.000 de lei lunar. Da, este foarte grav, ar trebui acolo intervenit. Deși problema e una foarte, foarte complicată. Da, Marea Britanie, Israel, de exemplu, se intră la normal datorită vaccinării în masă. Se pare că încet scade numărul cazurilor noi de COVID, pe măsură ce ne vaccinăm tot mai multe persoane. Probabil că problema încet încet se va diminua. Dragoș Bădoi, am făcut ambele doze. Totul a fost bine. Super, Dragoș, super. În Germania se protestează pentru năspirea restricțiilor. La noi aurolacii fac caravana infectării. Asta e, de aia românul nu e neamț. Îmi poți da niște informații despre Partidul Diaspora Unită? Ce părere ai despre ei? Este partidul... Partidul, cred că este partidul făcut de către cei de la diaspora europeană. Mie mi se par niște oameni ok. Acum o să vedem când vor candida, cu ce program politic vor candida și ce lucruri vor mai spune ei. După ce faci a doua doză, vei putea să mergi lejer la reportaje. Dacă da, sunt curios, Burloc de politician să se ascundă sub pat. Da, evident că va continua, Valentin, Burloc de politician. Dar cum să nu? Se merită ca tânăr să intri mea ei, având în vedere situația actuală, controlul partidelor pentru corupție. Păi Cosmin, dacă ești cinstit și onest, se merită, că lucrurile se schimbă prin oameni. Și dacă oamenii sunt cinstiti și onești, șansa de schimbare este mult mai mare. Dar trebuie să ții cont de treaba asta, că vei avea de-a face cu probleme politice foarte mari. Atenție foarte mare. Dar e bine să intri. Eu sper că dacă intri acum, faci o școală, durează 3 ani, nu știu câte, la Câmpina, da, lucrurile se mai schimbă. Eu sper ca această majoritate parlamentară și acest guvern totuși să mai schimbe din lucruri. Sper să fie o schimbare și la conducerea Partidului Național Liberal. Sper să zboare Orban de la conducere. Sper să vină o conducere mai ok și să zboare și tovarășul Bode. Să vină un ministru de interne care chiar să pună și el mâna pe rangă și să înceapă să demonteze mafia PSD-istă din Ministerul de Interne. Și atunci, sigur, lucrurile se vor schimba. Așa. Am doar 18 ani. Dacă mă infectez și nu știu că sunt bolnav și dau boala cuiva și pățesc ceva, cum aș putea să dorm noaptea? Mă vaccinez imediat ce-mi vine rândul. Solidaritate față de toți. Patrick Infinit, foarte matur, foarte responsabil. Pandemia se tratează cu responsabilitate, dragii mei. Se tratează cu rațiune și cu responsabilitate.
Încerc să țin tableta asta cât mai așa ca să văd, dar nici să nu o țin sub nas. Asta este, nu mai văd bine și din pricina faptului că stau toată ziua cu nasul în telefoane și în dispozitive. Valentin Dumitru, mulțumesc pentru informații, mulțumesc pentru susținere, Valentin. Nicu Costin, oare președintele Iohannis, Orban, Câțu, nu văd că avem un ministru de interne care doarme? E, Orban sigur vede, pentru că acest ministru de interne, care este mână în mână cu mafia PSD-istă, este rezultatul compromisului toxic pe care Orban l-a făcut cu mafia PSD-istă. Despre asta este vorba, dragii mei. Problema este și Orban, să știți. Problema este Orban și problema sunt toți PSD-iștii camuflați în peneliști care sunt în Partidul Național Liberal. Beni Oni Ardelean este unul dintre ei. Toată ziua la Antena 3, figurant al infractorului Dan Voiculescu. Un individ care acum, în loc să explice oamenilor corect situația de la Spitalul de Ortopedie, de exemplu, face fix propagandă PSD-istă împotriva miniștrilor, parteneri de guvernare din, de la Ministerul Sănătății, împotriva lui Vlad Voiculescu. De parcă ministrul se ocupă de mutarea pacienților dintr-un spital în altul. Aici directorii de spital e o capcană și este o chestiune, dragii mei, independent de problema cu spitalul de ortopedie. Ce este foarte important și sigur presa nu explică publicului și foarte mulți oameni nu cunosc acest lucru. Eu l-am explicat și o să mai explic încă o dată. Este că sistemul sanitar, respectiv, directorii de spitale, șefii de secții din spitale, șefii de la Direcție de Sănătate Publică, aceste funcții, posturi, sunt ocupate politic 80%, dacă nu 90% de PSD-iști, oameni buni. Mulți corupți. Mulți cu interese cu mafia. Și toți acești oameni fac tot posibilul să saboteze orice ministru al sănătății care nu e mafiot, nu e de-al lor. Înțelegeți, dragii mei? Asta se întâmplă în România. Sigur că ei ar fi trebuit să înceapă, actualul guvern, să înceapă un proces masiv de depolitizare și să zboare toți PSD-iștii. Problema este că asta durează și problema principală acum este că fiind pandemie, nu pot să vulnerabilizezi sistemul sanitar decapitând toți directorii de spitale. Ei sunt șmecheri, ei știu chestia asta și profită de chestia asta. Și atunci este un dans, un mers pe sârmă continuu, în care ăia fac porcării. Sau în care porcările pe care ei le-au făcut de-a lungul timpului, actele de corupție și așa mai departe, da? Vezi cazul spitalului condus de Toarășul Străinul Cercel, unde au fost incendii, actele lor de corupție și modul în care ei au condus ca niște baroni sanitari. De sistemul sanitar din România este dominat de baroni, PSD-și, mafioți, oameni buni. Și atunci aia care sunt cu probleme, provoacă probleme la rândul lor. Despre asta este vorba, dragii mei. Bună seara la toți cei care le susțineți pe Mălin Bot. Vă mulțumesc foarte frumos. Valentin Dumitru, mulțumesc foarte frumos pentru susținere. Șerban Dan, aș dori, Mălin, te simpatizez foarte mult profesional. Insistă, te rog, cu cazul Caracal. Numai un pic că mi-a sărit. Nu știu cum sare. Stați așa. Gentleman Rider, mulțumesc frumos. Să vin apoi. Mi-a sărit comentariul. Nu știu cum atât de mult. A, așa, bun. Cazul Caracal. Cei care ne degradează, că n-am și țară. Vorbim de COVID și noi suntem niște mafioți. Cazul Caracal, eu am tot vorbit despre el. Am și un playlist pe canalul meu de YouTube cu Caracal. Cazul Caracal este o chestiune rezultată pe teritoriul clanurilor interlope într-un județ controlat total de mafioții PSD-iști. Ca să înțelegem despre ce vorbim. AstraZeneca are două doze la interval de 56 de zile, zice Andy Crețu. În Belgia oamenii sunt nerăbdători să atingă 50% până pe 1 mai. Pe 15 mai totul se deschide în Belgia. Cred că e procentul de vaccinare. Nu vi se pare ciudat că Vlad Voiculescu este pus încă o dată în funcție într-un moment de dramatism asemănător celui de la colectiv, pandemia? Păi e pus pe funcție persoana pe care USR Plus, care a primit acest minister, o consideră
cea mai competentă în acest domeniu. Nu văd ce este ciudat. Ar trebui să faci o prezentare a site-ului de vaccinare, să deschid noi centre unde nu trebuie să aștepți pe listele de așteptare la alte centre, zice Bogdan. Poți să te înscrii și acolo găsești toate informațiile. Poți să discuți cu medicul de familie. Medicii de familie, din câte știu eu, sunt foarte proactivi. Pe mine m-a programat medicul de familie. Efectiv, m-a ajutat cu tot ceea ce trebuia. Munteanu. Cristian Munteanu, mulțumesc mult pentru susținere. Crezi că pe viitor vom fi nevoiți să ne vaccinăm de două ori pe an? Dacă da, cum vezi asta din prisma curentului democratic și libertatea de a alege pentru a circula liber? Păi nu știu exact cum o să fie. Vaccinul gripal, într-adevăr, se face în fiecare sezon. Problema este, Cristian, că democrația este ca un balans continuu al drepturilor și libertăților noastre și obligațiilor noastre. Dreptul meu de a călători nu poate să îngrădească dreptul altei persoane la sănătate. Ori dacă există o metodă prin care dreptul acelei persoane la viață și la sănătate poate fi protejat, respectiv eu să mă vaccinez, atunci mi se pare corect ca eu să mă vaccinez și să pot să călătoresc. Și în felul ăsta este respectat și dreptul meu la a călători și este respectat și dreptul acelei persoane la sănătate și la viață. Sunt foarte importante aceste aspecte. Drepturile nu sunt absolute. Ele vin cu obligații. Dreptul la liberă circulație nu este absolut. Nu poți să-l exerciți cum vrei. Nu poți să mergi cu 400 de km la oră pe autostradă. Poate numai în Germania. Nu. În rest, ți-l exerciți în condițiile legii. Dacă ești șofer, ți-l exerciți după cum prevede codul rutier. Această problemă, această dezbatere a obligativității vaccinării din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului a fost discutată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care au spus că vaccinarea, inclusiv obligatorie dacă va fi exercitată de unele state, nu încalcă drepturile fundamentale ale omului. Așa, bun. Hai să vin înapoi aici, pentru că aveam comentarii pe care le-am ratat. Gentleman Rider, mulțumesc frumos, mersi mult. Așa. La Câmpina, școala este de un an, chiar și câteva luni, în actuala situație cu pandemia. Tocmai ce am fost admis la Vasile Lască, la Câmpina, întreabă Wicked. Urmează-ți crezul, dacă ești un om cinstit, până la urmă sistemul se schimbă cu legi, dar se schimbă și cu oameni. Cu cât intră mai mulți oameni cinstiti și corecți și onești în fiecare sistem, cu atât sistemul are șanse mai mari să se schimbe. Nu știu cum să mai țin tableta asta ca să văd și eu cât de cât pe ea. Nu înțeleg, Timi Optulescu, ce vrei să spui? VV, a fost propunerea USR într-un moment în care toți fugeau de răspundere ca dracu de câtă mâie la facerea guvernului. Cu ce te-ai vaccinat? Cu Pfizer. Vreo 7-8 filiale și-au anunțat susținerea pentru Orban. Păi da, cam grupările alea acolo unde sunt cu probleme, unde sunt de tip Alexe și așa mai departe, da, la mafiotul de la Iași. Cum a fost când erai tu la școală? Ce note aveai de te fascina? Note ok, nu eram numai de 10, dar aveam note ok. Ai vrea să-l mai prinzi pe Dan Voiculescu nepregătit la un interviu? Da, aș vrea să-l prind și pregătit la un interviu pe domnul Dan Voiculescu. Așa, fiți cu toți mânciștoși și dați like, zice cineva, da? 810 like-uri, 814 like-uri, 925 de persoane vizionează. Haideți să rezolvăm asta cu like-urile ca să fie cât mai multă lume care se uite. Felicitări pentru gestul de te-a vaccinat. Bine ar fi ca românii să o conștientizeze. Provaccin pentru binele colectiv. Așa. În Belgia revine totul la normal pe 15 mai. Oamenii sunt nerăbdători să vaccineze cât mai repede. Gentleman Rider, mulțumesc frumos. O zi te-am urmărit la Anca cineva. Da, aștept apelul. Hai cu like. Vei avea niște simptome normale și o stare de moleșeală vreo 48 de ore, zice Florin Chelariu. Momentan n-am nicio stare. Să vedem până mâine dimineață ce va fi. De-abia în toamnă vor avea loc congresele în PNL și USR+. Sper să vină niște schimbări, oameni buni. Ambele partide au niște președinți care vor duce la dezastru electoral aceste partide în 2024. Atât Dan Barna, cât și Ludovic Orban, din păcate, au demonstrat că sunt oameni ai compromisului cu mafie. Orban, pentru numirile pe care le-a făcut, la Orban compromisurile sunt foarte grave, extrem de grave, s-a compromis pe el însuși, numirile pe care le-a făcut
faptul că a dat 40 de milioane de euro la cartelul Mafia Media, by the way, o informație pe care o știam și eu și am văzut-o confirmată astăzi sau ieri, eu azi am văzut pe Facebook postarea preluată de către Liviu Avram, un jurnalist serios și ok, care nu face porcării, chiar dacă lucrează la ziarul Adevărul, care Adevărul e al toarășului Burci și sunt niște probleme. Liviu, până acum ce a scris el pe persoană fizică, mie mi s-a părut un jurnalist onest. Și vă spun asta chiar dacă eu am avut cu el niște meciuri personale și ne-am certat pe alte subiecte, inclusiv public. El m-a atacat pe mine, eu i-am răspuns, dar una e una, alta e alta. Din punct de vedere al modului în care relatează subiectele politice și pe justiție, eu cred că Liviu Avram își face onest meseria. Nu l-am urmărit în Adevărul, îl urmăresc pe pagina lui de Facebook. Și Liviu Avram a dat această informație pe care a confirmat-o, că în guvern, Secretariatul General al Guvernului a propus prelungirea finanțării cartelului Mafia Media. Știți că Orban a luat această decizie absolut ticăloasă, mafiotă, pentru care Orban ar trebui să zboare la coșul de gunoi al politicii, să dea 40 de milioane de euro televiziunilor și site-urilor cartelului Mafia Media. Absolut scandaloasă această decizie, o mizerie, și Orban s-a compromis prin această finanțare a propagandei grupărilor de corupție. Infractorul Dan Voiculescu, de la care statul are de recuperat 10 de milioane de euro, a luat cei mai mulți bani, oameni buni. De stat, în loc să ia bani de la Voiculescu, statul a dat milioane de euro lui Voiculescu. Ce a făcut Orban este absolut ticălos și scandalos. Și Orban ar trebui să zboare, oameni buni, să zboare. Ăsta este unul dintre compromisuri. Faptul că l-a pus pe Cătălin Predoiu, omul Hidrei, la Ministerul Justiției, ca să mușamalizeze dosarul Black Cube și 10 august, să blocheze legile justiției. Faptul că la Ministerul de Interne l-a pus pe Vela și pe Bode, miniștrii de interne marionete ale grupărilor de corupție din Ministerul de Interne, ca să protejeze grupările de corupție din Ministerul de Interne și multe alte lucruri. Barna de asemenea s-a dovedit și el un om al compromisului. Și nici nu mă mai interesează de ce. Barna a făcut niște greșeli foarte mari. Faptul că imediat după europarlamentare s-a dus la Antena 3, faptul că a bătut palma cu Cristoiu, s-a dus să stea de vorbă cu Cristoiu și multe alte lucruri. Și cu Barna mai este o mare problemă și cu oamenii din jurul lui Barna. Pentru că USR-ul s-a format ca un partid foarte democratic, în care oamenii foarte deschiși și-au spus punctele de vedere. Și să știți că cei care l-au criticat pe Barna și au criticat actuala conducere au fost îndepărtați din USR. Ceea ce înseamnă un comportament de tip PSD-stoid. Deci Barna a cam alienat partidul de la ideea care a fost inițial. Și a cam adus partidul și a făcut cam multe compromisuri. Ăștia doi ar trebui să zboare, oameni buni, de la conducerile acestor partide. Și ar trebui să fie puși oameni mai ok. Altfel, anul 2024 va fi unul foarte, foarte periculos pentru România. Atenție foarte mare! Cineva zice toate partidele aceeași mizerie, o să blochez, pentru că asta este o lozincă, PSD-ista este o lozincă a mafiei prin care se induce absenteism la vot. Nu sunt toate partidele la fel și nu toate partidele au președinți infractori și am explicat treaba asta în 3 ani de zile cu foarte, foarte multe argumente. Cine promovează această lozincă este un propagandist al mafiei PSD. Și vrea să provoace absenteism. Am văzut că multă lume mi-a scris pe această temă despre Dragoș Pătraru. Păi eu am explicat, oameni buni, de acum 2 ani de zile, că Dragoș Pătraru este o cârtiță de presă. Dragoș Pătraru este un produs 100% Sebastian Ghiță. Dacă nu era Ghiță să-l facă șef de gazetă la Ploiești și să-l aducă la București, la România TV, Dragoș Pătraru era zero barat. Dragoș Pătraru pe toată perioada regimului Dragnea a promovat toate punctajele împotriva Direcției Naționale Anticorupție, împotriva Laurei Codruța Chioveși, toate punctajele pe care le dădea Ghiță. Așa se fac manipulările, oameni buni. Nu cu ce spune la Antena 3, unde lumea știe că e infractorul Dan Voiculescu, ci cu astfel de personaje se fac manipulările eficiente. Eu am zero încredere pentru acest om. Sigur, nu vă spun lucrurile astea, nu vă cer să nu aveți dumneavoastră încredere. Uitați-vă, faceți ce doriți fiecare, dar eu vă spun de ce pentru mine acest om e cu zero încredere. Și eu îl consider un propagandist al mafiei.
Și este imposibil ca, că ăsta nu e un băiat prost, da? Nu e prost, nu e troglodit, cum sunt alții. Botin ăla de la realitatea care săracul de el zici că e pe tractor, că dăm gropi, da? Dar face intenționat aceste lucruri, mai bune. Atenție foarte mare. Bun. Mai departe, nu sunt propagandist PSD, am votat USR-ul, zice prea cu furitul Daniel. Și ai votat USR-ul pentru că ai știut că nu sunt toate partidele aceeași mizerie. Dacă nu ești propagandist PSD, de ce rostogolești lozinca PSD-ului? Asta este o lozincă PSD-stoidă, făcută de PSD, lansată de grupările PSD-iste, ca să inducă absenteiști la vot. Pentru că nu sunt toate partidele la fel. Urmărește materialele mele. Urmărește, te rog foarte frumos, playlisturile mele. Alegeri locale 2020, alegeri parlamentare 2020. Să vezi că am explicat în 10 de comentarii. Cu mii de argumente. Alin Ion zice că l-a criticat pe Dragnea puternic. Da, normal că l-a criticat, ca să-și creeze credibilitate. Așa se fac manipulările. Păi dacă îl critică pe Dragnea ca să creeze credibilitate, după care vine cu minciuna. Da, da, și Chioveș și e la fel. Stai să vezi că și Chioveș și învie, și Chioveș și așa, și așa, și așa, și așa. Deci DNA-ul e rău, deci DNA-ul trebuie blocat. Deci protocoalele nu sunt bune, domne. Nu e bine că Serviciul Român de Informații colaborează cu DNA. Rupeți protocoale. Exact ce voia Ghiță. Așa se fac manipulările eficiente, oameni buni. Așa se fac, dragii mei. Așa, ci că toate partidele sunt diferite în socialismul lor. Nu, nu sunt toate partidele socialiste și problema României oricum nu este una de doctrină. Rareș Bogdan, zice Viorel Infinit, era mai credibil când era prezentator la realitate. Acum am impresia că este total schimbat. Foarte des dă interviu la DC News, al infractorului securist Felix. Da, din păcate Rareș a devenit mai mult politician și asta este. Crezi că Rusia va declanșa al treilea război mondial? Cred că Putin este un dictator criminal care duce o politică foarte periculoasă, foarte agresivă și că el și-ar asuma să declanșeze un război militar. Acum trebuie văzut și restul puterilor de pe această planetă cum gestionează aceste agresiuni. În Ucraina se întâmplă niște mobilizări foarte periculoase de forță militară a Rusiei. În perioada următoare vom vedea niște evoluții. Să vedem ce evoluții vor fi. Ce ne pot spune despre Marius Tucă, înseamnă Mihai Baltar? Marius Tucă a fost activat de către dublul inculpat Adrian Sârbu. Adrian Sârbu, care a fost alături de Ion Iliescu, inculpat pentru evaziune fiscală și inculpat pentru participarea la mineriadă. Adrian Sârbu îi propunea lui Iliescu să aducă o basculă cu dinamită ca să-i arunce în aer pe cei din piața universității. Adrian Sârbu a gândit o ofensivă pe online de tip mafia media, de manipulare, în care principalii vectori de manipulare sunt Marius Tucă și turnătorul la securitate Ion Cristoiu. Ion Cristoiu, care este scribul fidel al infractoarei Elena Udrea. Ăsta este tovarășul Tucă și este activat acum la Alep News, se cheamă televiziunea pe care a făcut-o Adrian Sârbu, pentru că ei ce au făcut? Ei și-au dat seama mogulii că lumea nu se mai uită la televizor și că vine o întreagă generație care și-a informații de pe rețele sociale. Și atunci au zis, hai să mutăm mizeria de la Antena 3 și de la România TV, hai să o mutăm pe rețele sociale și să manipulăm mai departe cu aceste metode în interesul mafiei, în interesul grupărilor de corupție, publicul. Și din acest motiv a apărut Lazarus TV, din acest motiv au apărut așa zisele activiste și paranghelista, prestatoarea de servicii pe site-uri XXX, Cerva, din acest motiv a apărut capcana electorală AUR, tot pe rețele sociale, din acest motiv multiplul inculpat Adrian Sârbu contribuie la acest efort de mutare a cartelului Mafia Media pe rețele sociale prin Alep TV, care face producții pentru YouTube, pentru Facebook, distribuie peste tot cu acest scop, ca să câștige o audiență pe care să o manipuleze în interesul mafiei. Ceea ce știm cu toții se întâmpla la Antena 3 de când lumea. Numai că acum i-au diversificat căile de acțiune. Claudiu Pândaru, zice cineva, joacă la două capete, Ecaterina Dreluța. Doamna Ecaterina, să știți că dintre jurnaliștii de prime time, Claudiu a fost un moment cu el. Mie mi se pare relativ ok. Negruțiu face jocuri foarte murdare. A fost un moment în care Digi
a prezentat niște informații foarte favorabile pentru Gabriela Firea. Inclusiv o declarație a lui Claudiu Pândaru. Făcuse el o declarație. Și atunci am făcut o postare pe Facebook și am spus, bă, Digi ia foarte mulți bani de la Gabriela Firea și Pândaru, uite, a făcut această declarație, o favorizează pe Firea. Și m-a sunat Claudiu Pândaru. M-a sunat, chiar am și făcut o glumă și am spus, zic, aoleu, zic, marele Claudiu Pândaru sună pe micuțul Mălin Bot, eu în glumă. Și el m-a sunat să spună, Mălin, uite declarația aia pe care eu am făcut-o, tu ai înțeles-o greșit, pentru că contextul era acesta. Și te-am sunat să spun de bună credință care este contextul, pentru că nu vreau să crezi ceva greșit despre mine. Să știți că am apreciat foarte mult acest lucru la Claudiu Pândaru. Tonul pe care mi-a vorbit, faptul că a considerat important să-mi dea explicații, nu justificări, să-mi explice, mie mi-a rămas impresia despre el că este un om de calitate. Deci aici, cu Claudiu Pândaru, negruțul în schimb este un ticălos, este un nenorocit care a promovat punctajele propagandei Mafia Media, care spunea că, domnule, între Șoșoacă și Mălin Bon nu-i nicio diferență. Între isteria cap vici și maratonul civic grezis nu-i nicio diferență. Ceea ce este o minciună, pentru că diferența este de la cer la pământ. Noi ne-am luptat cu mafia, mafie care astăzi face isterie cap vin. Noi am fost în stradă, fără să încălcăm legea, într-o perioadă normală, fără ca acțiunile noastre să pună în pericol sănătatea publică, pentru independența justiției, împotriva unui infractor care legifera ca să scape de pușcărie. Acum este o putere politică votată care are guvernarea, nu este vreun infractor care să dea legi pentru el însuși. Și această guvernare se chinuie să treacă țara prin pandemie. Sigur, nu o fac perfect. Nimeni nu e perfect, putem să se criticăm. Dar ei nu acționează pentru un interes personal. Ei nu se chinuie să scape pe liderul partidului de pușcărie, cum făceau PSD-știi. Ei se chinuie să treacă țara prin pandemie. O fac bine, o fac prost, asta e altă discuție. Dar acțiunea lor este una legitimă, de interes public. În timp ce pe vremea lui Dragnea, acțiunea era una profund mafiotă. Ori tu nu poți să pui semnul egal între niște oameni care sunt revoltați împotriva unei acțiuni mafiote și niște figuranți care sunt scoși de acei mafioți să facă isterie pentru a sabota demersurile unui guvern care acționează legitim. Nu poți să pui semnul egal. Nu poți să pui semnul egal între niște oameni care au ieșit în stradă respectând legea și niște haite de hăbăuci de tembeli care încalcă legislația sanitară și pun în pericol sănătatea publică. Numai un ticălos poate să pună semnul egal. Este ca și cum niște violatori ar viola în grup o victimă noaptea pe stradă și victima ar țipa. Și cineva i-ar acuza pe toți și pe victimă că țipă și tulbură ordinea și liniștea publică. Păi cum să faci așa ceva, mă? Trebuie să fii tembel. Ăia sunt violatori, ei sunt vinovați și victima țipă săraca de durere. Cum să pui tu semn egal să zici sunteți toți la fel că urlați noaptea pe stradă? Asta a făcut negruțul. Asta este o ticăloșie enormă, dragii mei. Enormă, enormă, enormă. Acest negruțu este o vuvuzea a mafiei din România. Și trebuie tratat ca atare. Bun. Ce părea despre cadrul Pândaru, tocmai am vorbit. Dragoș Pătraru l-a criticat pe Dragnea, am explicat de ce. Ce părea despre Prilipceanu, n-am o părere foarte bună. Cât a fost director la Digi, Cosmin Prilipceanu a dat afară niște oameni aiurea la comanda șefilor. Oameni care erau buni și pentru asta n-am o părere bună despre el. Te salut de la Londra. M-am vaccinat în februarie, pe 6 mai și am al doilea vaccin cu AstraZeneca. Mâine iese lockdown-ul din Anglia, se deschide tot și totul revine la normal. Baftă și succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc foarte frumos, the best forever. 1000 de persoane vizionează, 966 de like-uri. Poate trecem și cu like-urile peste 1000 să vedem cât îl mai duce în sus YouTube-ul. Așa. Nia Roma, toate sunt la fel. PSD numiri politice, PSR, USR, UDMR numiri politice. Nu, nu sunt toate la fel. Nu toate partidele au președinți infractori. Un singur partid se trage din fostul partid comunist. Un singur partid este sediul central al mafiei. Sunt partide care au oameni care n-au mai făcut politică. Oameni educați în Occident. Sunt partide la care nu vezi analfabeți, cum vezi la AUR și George Simion. Sunt partide care n-au infractori, așa cum are PSD-ul, care e o fabrică de infractori, și mai nou AUR, că și ei au băgat infractori.
Deci nu, nu sunt toate partidele la fel și cine promovează această lozincă, de fapt, face propaganda mafiei. Pentru că mafia asta își dorește, ca oamenii să creadă că, nu, că toate partidele sunt la fel, lumea să nu vină la vot. Când lumea nu vine la vot, mafia câștigă. Pentru că mafia, fiind fostul partid comunist, care era singurul partid existent în România, dispune de cea mai mare armată electorală. Și cu cât restul lumii nu vine la vot, cu atât ăștia sunt mai puternici, mafioții. Și atunci interesul lor este să provoace absenteism. Și ei provoacă absenteism cu această minciună, că toți sunt la fel. Nu sunt toți la fel. Și eu am primit zilele trecute scrisoare de la medicul de familie, GP, pentru că mi-a venit rândul la vaccinare. Voi suna mâine pentru appointment. Aici în UK lumea conștientizează. Nu există aur. Normal. Nici în Israel nu există. Și de-aia au rezolvat problema cu pandemia, dragii mei. De ce nu au eliminat numirile politice dacă sunt o formă de corupție? Păi urmează să le elimine, dar momentan au digestionat o pandemie. Știi că e foarte greu. Când îți arde casa, e ca și cum arde o casă. Și tu le spui pompierilor, dar de ce nu zugrăviți bucătăria? Prietene, trebuie să stingem incendiul. Și după aia ne apucăm să reparăm și să zugrăvim. Momentan arde casă. E foarte greu să faci aceste lucruri. Atenție foarte mare. Salutări tuturor. Salutare Gigi Casa, pace, prosperitate și o justiție dreaptă, să sperăm. Părere rusă la granița Ucrainei, exact ce spuneam. Ucraina vrea să intre în NATO, Putin se opune pentru că Putin vrea să facă Uniunea Eurasia, să refacă fostul RSS. Și dacă Ucraina intră în NATO, nu mai poate să intervină militar acolo pentru că se confruntă cu NATO și NATO e mult mai puternic decât Rusia. Și atunci încearcă să provoace conflicte. Și eu sunt vaccinat cu AstraZeneca și aștept să fac rapelul. Salut Molite, ai vaccinat? Felicitări, m-am vaccinat și eu cu AstraZeneca. Am dat like. Tare comparația cu pompierii, Stavros. Păi exact așa este. Avem o situație de criză sanitară. Problema este că sunt pline secțiile ATI. Problema este o nebunie, că vin oameni noi bolnavi. Trebuie să-i repartizezi, trebuie să le găsești locuri. N-ai ce să faci. Acum trebuie să stingem incendiu. Din păcate... În mod normal, dacă am avea o țară normală și dacă n-am avea aceste anomalii, acest cancer numit PSD, care de fapt ce este? Este cadavrul comunismului care pute în societate. Și din acest cadavru a mai început să iasă și vieri. George Simion, un astfel de vierme cu aur. Aur este un vierme ieșit din cadavrul comunismului care e în putrefacție în societate. Dacă n-am avea problema asta, da... În mod normal, toate forțele politice, că așa e în Israel, așa e în UK, așa este în alte țări, toate forțele politice se coalizează pentru rezolvarea acestei probleme de interes național. Și nu apar perturbări grave în societate. Din păcate, la noi apar aceste perturbări. Avem pe de o parte problema asta, cu mafia, cu grupările de corupție, și pe de altă parte avem influența toxică a Rusiei. Legăturile lui Simion și a lui Aur cu Rusia cred că deja sunt clare și indubitabile. Mai ales după ce săptămâna aceasta am făcut un material video pe canalul meu de YouTube, acum 3 zile, prim-ministrul Aur, pe care ei îi spun, domnule, ăsta e primul nostru ministru, da? Călin Georgescu, s-a dus la televiziunea lui Florentin Pandele, soțul PSD-stei Gabriela Firea, mare mafiot imobiliar și el de voluntari, și s-a dus la televiziunea lui Pandele, a vorbit despre situația din Ucraina și Rusia, și a făcut elogiul lui Putin. Deci a făcut un exercițiu de propagandă și de pupincurism la adresa lui Putin. Deci practic omul pe față și-a asumat că el, prim-ministru Aur și Aur, sunt o grupare politică pro-dictatorul Putin, rusofilă. Deci au dat cărțile pe față. Came out of the closet, cum zic englezii. Da? A ieșit din dulap. Ca să traduc așa amuzant, da? Deci și-a dat rama pe față, cum se zice pe românește. La un an de zile, acum un an de zile eu spuneam, bă, Aur, asta e o mizerie, ăștia sunt rusofili. Și foarte mulți oameni mă jurau și spuneau, domne, te plătește PNL-ul ca să spui asta. Și acum a venit Călin Georgescu și a confirmat ce zice Mălin Bod, un an de zile. E, acum vreau să văd pe George Simion cum își cere el scuze față de oamenii cărora le-a spus, da, cum mi-a zis și mie, că Google minte. Și că ei nu sunt cu rușii. Ce are el de zis acum când primul ministru Aur a făcut pupincuriți la Putin și și-a asumat pe față faptul că el este un propagandist al Rusiei? Ce mai spune George Simion acum? Sunt foarte curios. Ce mai spune? L-o fi plătit PNL-ul pe Călin Georgescu să compromită Aur, nu?
că dacă aplicăm ceea ce mi-a zis mie, înseamnă că și Călin Georgescu l-a plătit Orban ca să zică, să compromită AUR, nu? Probabil așa o să le zică Tarășul George Simion, care face adunări ca VIP. Ăsta trebuie să aibă dosar penal, oameni buni. A adus ieri oameni cu autocarele din toată țara să defileze prin București, să infecteze București. Deci ăsta infectează Bucureștiul sistematic, programatic, insistent. Cu grupuri de cetățeni care nu respectă măsurile privind pandemia. În orice țară normal avea dosar penal, oameni buni. Numai la noi. De ce? Pentru că cine face dosare penale? Poliția. Procurorii lucrează cu polițiștii. Ministerul de Interne e controlat de mafioți. Pe această temă nu mai reiau ideile ca să pot să răspund la întrebări. Am explicat, căutați pe canalul meu de YouTube, acum 3 sau 4 zile am pus un material cu Bode și cu poliția judiciară. Și am explicat toate aceste lucruri. Le găsiți acolo explicate, argumentate, cu toate argumentele necesare pentru înțelegerea corectă a situației. Ce părere despre Câțu? Eu cred că e un prim-ministru bun, Iulia Gabor. Sigur, este foarte greu să dai notă unui ministru, unui șef de guvern, după 2-3 luni de zile. Trebuie să treacă măcar un an de zile, 6 luni, un an de zile. Până acum, mie, Florin Câțu, mi s-a părut ok. N-am văzut să facă greșeli majore, nu am văzut să provoace lucruri cum a făcut Orban, care a finanțat cartelul Mafia Media, dar Câțu totuși l-a acceptat pe Bode la Ministerul de Interne. Guvernul, din câte știu eu, miniștrii USR s-au opus în guvern să nu se mai dea bani la cartelul Mafia Media. Câțu trebuia să vină să taie aceste lucruri. Deci aici mai aștept să văd ce face Câțu în problema Bode, aștept să văd ce spune Câțu și ce face concret în problema banilor deturnați din fonduri guvernamentale către grupările de corupție din cartelul Mafia Media. O chestiune scandaloasă, o chestiune extrem de gravă, oameni buni. Extrem, extrem de gravă. Și dacă PNL-ul la Congres îl votează pe Orban, Orban care a făcut aceste lucruri, PNL-ul va intra în zona hashtag aceeași mizerie. Și va trebui să suporte consecințe electorale extrem de dure din partea publicului. Sorin Solomon, mulțumesc foarte frumos, Sorin. Călin Georgescu, mediocru, putinist. Da, așa este, Adrian Iancu. Căutați pe Sputnik, care e agenția de presă oficială a Rusiei. Intrați pe site-ul lor și scrieți Călin Georgescu. Să vedeți câte articole laudative sunt la adresa lui. Păi ce crezi, că propaganda lui Putin îl laudă pe ăla iurea? Nu! Îl laudă pentru că este omul lor și fac imagine, oameni buni. Despre asta este vorba. YouTube, ai dreptate. Mie nu mi-au dat butoane de la egalizator. Nu știu despre ce e vorba. Politicienii nu-și permit să intre în conflict cu poliția. Și nici nu este bine să fie un război civil. Nu e niciun război civil. Trebuie să le aplice legea, oameni buni. Dacă dumneavoastră încălcați legea, vă dau amendă și dacă nu vă potoliți, vă faceți dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Sunt mii de dosare penale făcute unor patroni de cluburi, de terase, de restaurante, care săraci de ei au făcut și ei, au încălcat legea, și dar n-au încălcat-o cu scop rău, ca să îmbolnăvească pe cineva, că încercau să salveze afacerile și ei au dosare penale, oameni buni. Și ticăloșii ăștia care în fiecare weekend fac adunările infectării naționale, promovează ideea de încălcare a legii pe paginile lor, pe televiziunile mafioților. Ăștia nu pățesc nimic, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Este absolut scandalos. Crezi că Câțu ar trebui să fie nou președinte al PNL, zice Cristi Bolan? Da, cred că dacă ar candida ca președinte și cred că dacă ar deveni președinte și Orban ar fi marginalizat, cred că Partidul Național Liberal ar avea o șansă pentru 2024 să fie o opțiune validă de vot. Dacă PNL-ul va rămâne cu Orban la conducere, cred că nu va mai fi o opțiune atât de validă de vot pentru 2024. Sigur, asta spun pentru ceea ce avem acum. Nu știm până 2024 ce se întâmplă. Ce decizii iau, cum se comportă în guvernare. Deci discuția asta vom tot face upgrade și update la ea în funcție pe măsură ce se consumă elemente care să ne spună dacă PNL-ul înclină către partea mafioto-PSD-istă, da? De tip Chirica, de tip Alexe și așa mai departe, sau dacă se duce către partea OK. Hai să-i spunem hashtag fără penal. E, aici urmează să vedem.
Așa, zice, am definit, Voiculescu a precizat, citează Bănuiesc dintr-un articol, că în toată țara mai sunt acum doar 6 paturi libere la ATI. A vorbit personal cu fiecare dintre pacienții care au fost transferați de la Foișor. Vă repet, când se face un astfel de transfer în toată lumea, oameni buni, dintr-un spital, nu se ocupă de asta Ministrul Sănătății, oameni buni. Se ocupă departamentul de situații de urgență împreună cu managerul spitalului, dragii mei. Pentru că Ministerul Sănătății are foarte multe probleme. Nu depinde numai de asta. E ca și cum ai spune că ministrul de interne trebuie să dirigeze circulația că este trafic în capitală. Nu e poliția rutieră, sunt șefii poliției rutiere. Sigur, ministrul e vinovat dacă e trafic în capitală și nu se întâmplă lucruri ca lumea și nu schimbă pe șeful poliției rutiere. Da? Vă aduc aminte, incendiul de la Matei Balș. Nimeni n-a vorbit toată propaganda mafiei. Cine a condus acel spital? PSD-istul străinul Cercel. Cum a făcut licitațiile? Au dat vina pe un ministru care era săracul de o lună de zile ministru. Păi aici cheia problemei este la directorii de spitale, oameni buni. Și că cineva m-a întrebat câți bani am luat când m-am vaccinat, le-am spus bani am luat, dar bă, prostie, numai un om foarte redus mental poate să-și pună astfel problemă, da? Auzi, câți bani ai luat ca să te vaccinezi? Ce să iei bani? Asta este o chestiune care se face pe plan național, statul asigură dozele de vaccin, oamenii responsabili și care au cât de cât școală și înțeleg lucrurile, se duc și se vaccinează, pentru că așa se tratează, oameni buni, pandemia se tratează cu responsabilitate, cu rațiune și cu cercetare, cu specialiști, cu medicină, nu cu prostii, nu cu tâmpenii. Bun, cum te-ai simțit la Marius? Încă cineva, Deiu, mă întreabă. M-am simțit foarte bine. Eu l-am cunoscut pe Marius atunci, pe loc. A fost o discuție foarte plăcută, a fost un vibe foarte bun. Mie mi-a plăcut de el, să știți, așa. Mi este foarte greu să descriu. Ai o stare de spirit când vorbești cu un om pe care îl percep pozitiv, e o anumită energie între voi. Când percep negativ persoana respectivă și nu-ți place, e o anumită reticență. Eu am un vibe foarte pozitiv, am avut din această discuție, în acest interviu. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus el, mi-a dat și niște sfaturi la care mă gândesc foarte serios. Și din acest motiv eu nici nu mi-am dat seama când au trecut 4 ore, dragii mei. Nu mi-am dat seama când au trecut 4 ore. Bun. Crezi că în 2024 se va schimba în bine și mă voi putea întoarce acasă? Valentin Furnea. Nu știu, este întrebarea cea mai complicată, cel mai greu mi este să răspund la această întrebare. Pentru că depinde de modul în care votăm. Și este încă devreme, oameni buni, suntem abia în 2021. Și uitați-vă ce nebunie a putut să facă PSD-ul, cadavrul ăsta în putrefacția comunismului, împreună cu viermele ieșit din cadavru numit aur. Cine știe ce mai fac până în 2024? Dar dacă în 2024 nu câștigă majoritatea parlamentară la un scor mare, peste 66%, ca să poată modifica prevederi constituționale de care avem nevoie să fie modificate, o majoritate parlamentară pro-Europa, pro-NATO, dacă cumva, Doamne ferește, câștigă PSD și AUR și avem vreun guvern și vreo majoritate PSD-AUR, să știți că va fi foarte rău. Să știți că ăștia sunt capabili să scoată România din Uniunea Europeană. Anul 2024 este un an foarte, foarte, foarte critic pentru țara noastră, dragii mei. Atenție foarte mare. Mă îngrijorează situația la granița noastră. Credeți că va exista un război SUA-Rusia? Nu cred că poate să fie un război SUA-Rusia. Poate să fie o intervenție NATO de menținere a păcii. Și să știți că Rusia nu poate să țină piept alianței militare NATO. Acum trebuie să vedem cum va reacționa NATO. Nu cred că PSD se poate alia cu AUR fără să fie sancționat în Parlamentul European. Pot să facă multe lucruri. Îți pierzi încrederea în premier dacă îl va remania pe Vlad Voiculescu? Da, să știți că ar fi o problemă, pentru că mafia are interesul să scoată pe Vlad Voiculescu. O remaniere acum a lui Vlad Voiculescu, sigur, dacă trec 6 luni, 8 luni și apar multe probleme de concrete, nu prostii inventate de mafie și scandaluri făcute de ei, dar dacă acum se dă curs disperării mafiei să fie mutat Vlad Voiculescu de acolo, eu o să am mari probleme de încredere. Deși am încredere foarte mare în Florin Câțu în momentul de față.
Vă reamintesc, dragii mei, informație foarte importantă, am auzit-o și la Liviu Avram, și anume că Vlad Voiculescu s-a opus în guvern să se mai dea bani la cartelul Mafia Media. De asta l-a atac Antena 3, România TV și toți mafioții. Că le este frică că guvernul taie finanțarea. Înțelegeți? Păi guvernul nici nu trebuia să dea finanțarea asta, oameni buni. Orban a fost de o ticăloșie extremă când a făcut acest lucru. De o ticăloșie extremă. Pentru asta Orban trebuie să devină aruncat la coșul de gunoi al politicii. Pentru că în vreme de pandemie, de criză, a dat 40 de milioane de euro cartelului Mafia Media. Cei mai mulți bani a luat infractorul Dan Voiculescu. Asta este extrem, extrem de grav. Paul DTS, mulțumesc frumos, mulțumesc că ai fost la încă cineva și astfel te-am redescoperit. Mulțumesc frumos, Paul. Sper să vadă cât mai multă lume acel interviu. Toți cei care mă cunoașteți, toți cei care apreciați activitatea mea, puteți să mă sprijiniți, să arătăm cumva informația corectă în legătură cu activitatea mea. Puteți ține undeva link-ul ăla și să-l distribuiți la prieteni tuturor celor care și-au format din cauza propagandei mafiei și a denigrărilor o imagine eronată despre mine. Și mă puteți ajuta dacă dați acel link și le spuneți acelor oameni: uitați-vă la Mălin Bot, uitați-vă ce spune. Și apoi judecați. Că dacă te uiți la Antena 3, la România TV, la psihopații ăștia de tip Simion, Șoșoacă și alții care au un interes politic concret să mintă despre activitatea mea, normal că îți formezi o părere greșită. În Valencia, Dănuț Dumitru, ce și eu fac vaccinul când mă avertizează de la clinica la care fac parte aici în Valencia, foarte bine. Ce părere despre activistul Buzoian? Noi am urmărit foarte des activitatea, când am urmărit-o și când am interacționat cu el, mi s-a părut că face o treabă ok. N-am urmărit recent ce face. Ce părere ai despre Raluca Turcan? De ce rezistă în vârful PNL-ului? Dacă nu ar trebui să dispară împreună cu domnul Orban? Raluca Turcan rezistă în politică și în vârful PNL-ului, în primul rând pentru că este foarte susținută de Teodor Stolojan și are legătură cu acea grupare din anii 90. Unde este interviul despre care vorbești? Ar dori să-l văd, zice Marius Iacob, pe canalul Încă Ceva. Dacă scrieți pe YouTube la căutare Încă Ceva, Încă Cineva plus Mălin Bot, vedeți interviul. Super numărul de like-uri, felicitări, oameni buni, da, mulțumesc frumos, 1100 de like-uri. Acum sunt chiar mai multe like-uri decât câte persoane s-au uitat. Pentru că oamenii mai intră și mai ies. Dar este foarte important numărul de like-uri și ce mai este important, dragii mei, după ce termin acest live, este foarte important în secțiunea de comentarii aia normală de la materialul video, că astea sunt comentariile super chat. Dar după ce termin live-ul, o să apară comentariile normale, nu pe chat live. Și dacă lăsați acolo câte un comentariu, deci dacă sunt 1000, 2000, 3000 de comentarii, automat algoritmul YouTube ridică mai sus materialul. Eu am mai explicat asta odată și am văzut că foarte mulți dintre cei care îmi urmăriți comentariile înregistrate, faceți acest lucru și vă mulțumesc din suflet, pentru că ajută să ajungă aceste materiale la cât mai multă lume. Este un ajutor foarte important. Constantin Cimpoi, mulțumesc frumos, pe Super Chat ne scrie: ce părere ai despre faptul că mama Diana Șoșoacă e mason? Are rost să ne batem capul cu așa ceva? Ce pot să vă spun, dragii mei, este că masoneria în România a fost confiscată de pesediști. Deci pesediștii au reușit să compromită și ideea de masonerie. Mai interesant din CV-ul Dianei Șoșoacă mi se pare faptul că a lucrat în guvernul Adrian Năstase, fiind asistent al ministrului Eugen Dijmărescu, când s-au făcut mari afaceri de corupție pesediste. Aia mi se pare mult mai interesant. Să știi că, zice Carol Caraiman Hohenzollern, să știi că în 2024 PSD și AUR o să piardă mult, o să vezi. Doamne ajută, sper să fie așa. Atunci România ar avea șanse foarte, foarte mari să meargă într-o direcție bună. Ce părere ai de Zaia Fet și de Cristian Presură? Mi se pare ok. Din cât am văzut, nu m-am uitat foarte mult la materialele lor video, dar mi se par niște canale ok. Cristian Presură am văzut că face cu chestii științifice, că le explică pe YouTube. Câteva videoclipuri am văzut, n-am văzut multe, nu am sesizat politic să aibă vreo anumită tentă, dar ce am văzut mi s-a părut interesant. Adevărul este că nu... De ce sar peste unele comentarii? Nu știu, așa le iau Vasile, cum îmi vin Vasile Mara și uneori îmi și sare, vedeți și voi că se mișcă comentariile.
Bine ar fi ca în 2024 să fie un partid cu oameni foarte atent selectați. Sunt tocmai ca la un interviu într-o firmă mare. Trebuie oameni inteligenți și muncitori. Da, în principiu așa ar trebui. Din păcate, uite, vezi cum a sărit și acum. Și ar trebui să mă duc înapoi să văd de unde... Într-o firmă mare. Trebuie oameni inteligenți și muncitori să reconstruiești România. Așa este. Dacă PNL nu-l pune pe Orban în spate, va pierde. Și noi la fel. Claudiu, sunt de acord cu tine. Cu Orban, PNL-ul va merge numai în jos. Cu Barna la conducere, USR Plus va merge numai în jos. Acești doi lideri de partide sunt compromiși. Acești doi lideri de partide au făcut greșeli foarte mari. Barna a făcut chiar greșeli mult mai flagrante în interiorul partidului. Din PNL nu știu atât de multe nebunii. Știu că nu a forțat să fie dat afară Alexe din partid. A acceptat mișcarea cu Chirica. Astea sunt lucruri extrem de grave. La USR este foarte grav lucrul ăsta pe care l-au făcut Barna și cei din jurul lui. Faptul că au mazilit vocile critice și oameni importanți din USR au părăsit partidul din acest motiv. Deci au dus USR-ul către zona stilului vechi de a face politică. Ceea ce este total contrar principiilor pentru care foarte mulți oameni au venit să sprijine USR-ul. Barna ar fi trebuit ca lidera unui partid de tip nou, de tip USR, să accepte orice fel de critici. Și aici este o foarte mare problemă. Cât de ridicat este riscul ruperii coaliției USR-PNL cu mult înainte de alegeri în 2024? Nu cred că este ridicat, pentru că ambele partide conștientizează că PNL-ul, de exemplu, care ar fi mai, hai să spunem, mai predispus unui compromis cu PSD, pentru că ei au mai fost în alianță cu PSD-ul și acolo ar fi riscul să alunece. Dar ei sunt conștienți că dacă ei rup alianța cu USR-ul, și asta se poate întâmpla și USR-ului, și dacă se duc la o guvernare cu PSD-ul, s-au sinucis electoral. Nu-i mai votează nimeni și se desfințează, oameni buni, cum s-a desfințat PNSCD-ul. Eu cred că ei sunt conștienți de treaba asta și că din acest motiv nu se va rupe coaliția. Ce vaccin ai făcut, Bogdan Valentin, Pfizer? Salutare, Mălin. Mi se întrerupe online, o fi de la mine sau de la Mălin? Nu știu, aici merge bine netul, din ce văd eu nu prea se întrerupe. Viorel Infinit, eu fac cele mai multe comentarii. Așa este, Viorel, ești foarte activ și îți mulțumesc din suflet pentru asta. Ajuți acolo la algoritm, ajută comentariile, ajută like-urile foarte mult. Și distribuirile, cu cât este mai distribuit pe rețele sociale, cu atât este mai important. Marius Andrei, Mălin, ai auzit că vaccinul din China după prima doză nu are niciun efect și după apel au doar 50%. Țările care l-au luat nu știu cum să scape de dozele pe care le mai au. Eu n-aș fi făcut vaccin dacă mi s-ar fi propus vaccin din Rusia sau din China. Eu nu aș fi făcut, pentru că nu am încredere că în aceste țări lucrurile se fac pe criterii științifice. Acolo se fac pe criterii politice. Și n-am nicio încredere în ce vine de acolo, din țările respective, pentru că sunt niște dictaturi. Da? Ăștia aici în Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ăștia au făcut cercetare medicală. N-are nicio treabă politică cu... Și știm sigur că e un produs medical. Nu este altă prostie, altă nebunie. Referitor la mineriadă, câte postări ai făcut? Dan Griga, am făcut foarte multe postări. Anul trecut, pentru că au fost 30 de ani de la mineriada din iunie 1990, am făcut un serial. 13-15 iunie în fiecare zi, în care am explicat fiecare zi din mineriadă și consecințele. Dacă vei căuta pe canalul meu de YouTube, găsești acel serial și dacă ești interesat de subiect, poți să-l urmărești. Fac o precizare foarte importantă. Ceea ce am spus eu acolo se bazează mult pe ce am citit eu și am 26 de ani de presă, dar se bazează pe rechizitoriul mineriadei. Deci am luat din rechizitoriu. Sunt informații noi, sunt informații stabilite în urma unei anchete a parchetului militar, deci sunt informații foarte credibile și foarte bune. Și am făcut un serial pe această temă. Să fie bine cu vaccinul, să sperăm, sper să vaccineze cât mai multă lume și să depășim acest moment critic. Citiți, dragii mei, cei care încă mai sunteți sceptici, citiți despre Israel și cum au depășit ei criza prin vaccinare.
Și că la PSD trebuie să le spui că odată cu vaccinul primești și 3 mici cu muștar. Poate așa se vaccinează. Doamne, poate ar trebui să facem un program pentru PSD micul cu vaccin. Nu? Să facă mici cu vaccin și să le dea la PSD. Și rezolvăm problema. Ce vaccin ai făcut și cum te-ai simțit după? Pfizer și nu am nimic. L-am făcut la ora 4 fără 10. Este ora 7 și 20. N-am absolut nimic, absolut nimic. Deci, nu știu, nici n-am simțit, nici nu mă doare mâna. Aici am făcut vaccinul, n-am, deci, ăsta e bandajul. La începutul acestui live, când închid live-ul, pot să vin apoi de la început și acolo am arătat filmările, m-am și filmat când am făcut vaccinul, am explicat totul și poți să te uiți acolo ca să nu mai reau explicația. Probabil mulți dintre cei 1000 de oameni care se uită s-au uitat de la început și atunci le-aș spune ceva ce le-am mai spus. Deci după ce închid acest live, reiei de la început și la început am explicat totul. Ce părere ai despre Metin Cerchez? Mi se pare dubios și mie mi se pare dubios, nu sfătuiesc, ca să consuma cu moderație. Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, președinte PNL Dâmbovița. Am auzit că ar avea probleme penale, iar PNL Dâmbovița și-a anunțat susținerea pentru Orban. Da, păi o să vedeți că cam ăștia cu probleme penale susțin pe Orban. Marea Unire, mulțumesc frumos pe super chat. Părerea mea este că Cioloș să se separe de partea compromisă din USR Plus, împreună cu membrii integri și corecți. Răul trebuie înlăturat din rădăcină. Da, nu știu dacă e bine să se producă o ruptură. Cel mai bine ar fi să fie un congres și să fie aleasă o conducere care să fie ok, care să reinstituie democrația și care să fie să dea speranță ca opțiune de vot bună pentru 2024. O conducere care să nu facă niciun compromis, care să acționeze cu ranga, apropo de cu mafia trebuie să lupți cu ranga, da? Înțelegeți? Ce părere crezi că ar avea Corneliu Coposu când după atâția ani de comunism noi am băgat aur în Parlament? Cred că ar fi foarte dezamăgit seniorul. Măline, știi ceva de Radu Banciu? Nu mai are nicio emisiune? Ba da, s-a dus la o televiziune din Cluj despre care cineva mi-a spus că l-ar avea în spate pe Vasile Dâncu. Marele strateg, securisto, pesetist. Am dat like și am distribuit live-ul Adrian Brașoveanu, mulțumesc frumos. Ghiță TV face emisiune, acum au găsit doi bătrâni și le-au dat un top să tragă lumea săracă emoțional pentru cei care nu înțeleg. Da? A fost o bătrânică de 90 de ani astăzi la vaccinare. 90 de ani, oameni buni. Absolut fabulos. O idee genială. Faci vaccin și primești porția de 3 mici și un păhărel de 150 ml de bere. Nu că n-ai voie cu alcool. Vaccinul cu alcool nu merge. Dar poți să le dai bere fără alcool, că ăștia oricum nu știu. Și să le bagi vaccinul mici. Le injectezi vaccinul mici și cu micul mănâncă vaccin. S-ar putea să funcționeze. S-ar putea să-i vedeți pe ăștia care acum sunt împotriva dictaturii medicale. Dacă nu sunt suficiente doze de mici, s-ar putea să-i vedeți în stradă. Cerând mici. Vrem mici. Vrem mici. S-ar putea să vedeți chestia asta, să știți. Alin Ioan Ilieș. Nu crezi că simplificarea problemei la modul PSD e de bine? Simplifică prea tare problema? Din câte am auzit, în PSD sunt și oameni ok. Nu, Ali, nu pot să fie oameni ok în mizeria asta. Și problema este una ce ține de faptul că noi nu am distrus comunismul în această țară. Deci boala asta este. Și boala n-a fost tratată. Și până când nu tratăm boala, nu putem să rezolvăm nicio altă problemă. Marea problemă este cu PSD-ul, pentru că noi nu am lustrat comunismul. PSD este ce este? Este fostul partid comunist, transformat în FSN de Ion Iliescu cu oamenii cei mai fideli Rusiei. Și mizeria asta s-a transformat în mafie pe vremea lui Adrian Năstase. Și este actuala mafie din România, care are propriul partid, cadavrul comunismului, care pute astfel în societate. Și din ele au ieșit acești vieri. Viermele neamul românesc al lui Șoșoacă, viermele Chitic, președinte de partid anti-NATO, viermele Aur și George Simion. Majoritatea reacțiilor adverse apar în primele 30 de minute. Dacă n-ai nimic după 30 de minute, șansele sunt foarte mici să mai ai ceva. Doamne ajută! Ionel Iulian, susțin informația corectă. Mulțumesc foarte frumos, Ionel. Dănuț Dumitru are emisiune de sport pe canalul Look. Va veni oare vaccinarea obligatorie? Am auzit că vaccinarea obligatorie este considerată constituțională. Constantin Cipoi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a judecat un astfel de caz și a decis că
vaccinarea obligatorie nu este împotriva drepturilor fundamentale ale omului. Ideal este să lumea să înțeleagă, oameni buni. Mi se pare uluitor că trebuie să explicăm ceva ce ține de evoluția științei și a inteligenței speciei umane. Descoperirile în medicină, vaccinul. Și noi în 2021 avem niște cetățeni care trebuie convinși. Mi se pare absurd, oameni buni. Mi se pare noaptea minții. Nu va fi vaccinare obligatorie. Oamenii în România ar trebui să fie capabili să sesizeze mult mai repede în regulile din politică. Oamenii care nu îi reprezintă ar trebui la fel de repede să înțeleagă o politică greșită, corect. YouTube. Bine, nu e YouTube. Este cineva care și-a făcut un canal și se cheamă YouTube. Dacă așa vrea. Alin Ioan Ilie, simplificarea este mai bună decât complexitatea. Acum depinde din ce punct de vedere este văzut o chestiune și ce este de înțeles. Dar dacă lumea nu se va vaccina, nu vom ieși din carantină, da, va fi o foarte mare problemă. În Franța vor vaccina în masă pe stadion în câteva zile, zice cineva. Banciul e la Lux Sport, da. Sputnik este la fel de efectiv ca și Pfizer. Vaccinul va fi produs în Bavaria. Nu mă îndoiesc că Sputnik e la fel de efectiv. Nu cred că rușii au capacitatea să producă ceva efectiv. Legat de materialul de ieri, Cosmin Radu. Legat de materialul de ieri. Volumele prezentate pot fi comandate și online, din librăria Muzeul Peleș. Sunt prezentate momente importante în istoria României, inexistente în cărțile de istorie. E foarte bună precizarea, Cosmin, îți mulțumesc foarte mult. Dacă se poate online, comandați-le online, este o idee foarte bună și citiți, vă rog, din suflet, oameni buni, cele două volume despre Carol I, volumul despre regele Ferdinand, despre părinții patriei noastre și cum s-a născut patria noastră. Este foarte important să cunoaștem acele lucruri. Și o să vedeți câte lucruri care s-au întâmplat atunci sunt lecții pentru noi ca să înțelegem politica și situația de astăzi. Și asta nu se învață la școală. Primul volum despre Carol I este cel care vorbește despre domnia lui. Al doilea volum vorbește despre clădirile și edificiile pe care Carol I le-a construit în România, despre modernizarea României. Acum eu citesc volumul despre Ferdinand, este absolut fabulos. O să fac în fiecare sâmbătă câte un comentariu mai relaxat pe această temă, vineri sau sâmbătă, la final de săptămână. Și săptămâna viitoare vreau să fac despre Ferdinand. Sunt niște lucruri foarte interesante despre cum s-a îndrăgostit Ferdinand de șefa suitei, dacă vreți, regina Elisabeta, soția lui Carol I, avea domnișoarele de onoare. Și domnișoara de onoare preferată, nu știu cum se chema, nu mai rețin exact termenul, dar Ferdinand s-a îndrăgostit de ea. Și o să vedeți de ce această idilă a fost stopată de către regele Carol I, în interes național. Nu vă stric povestea, o să vorbesc atunci despre asta. Este absolut fascinant. Este fascinant pentru că o să vedeți că omul ăsta a renunțat la foarte multe lucruri personale ca să servească țara. Regele Ferdinand și regele Carol sunt niște lucruri pe care dacă le-ar învăța toate generațiile și dacă poporul român ar înțelege ce au însemnat acești doi conducători, ce moștenire ne-au lăsat ei prin faptele lor concrete, să știți că românii altfel ar ieși inclusiv la vot, altfel ar vota, altfel s-ar întâmpla foarte multe lucruri în societate, pentru că românul obișnuit, dacă ar avea în minte aceste lucruri, ar fi cu totul altă persoană față de românul obișnuit de astăzi, care este, de multe ori are o atitudine greșită față de lucruri, față de evenimente, pentru că nu are informațiile necesare și trăiește cumva într-un întuneric indus de regimul comunist. Vă rog foarte mult, pentru că sunteți pe Q&A de obicei mai mulți oameni decât cei care urmăresc comentariile video, vă rog foarte mult să vă uitați la primul material din această serie despre părinții României noastre, României moderne, despre Carol I și Ferdinand. Am filmat chiar la Castelul Peleș și zic eu că este foarte interesant. Dacă puteți, puteți să vă comandați cele două volume online pe Muzeul Național Peleș. Căutați pe Google și probabil că acolo au rubrică unde puteți vedea Carol I și Ferdinand, reîntregitorul neamului. Luați cele două volume, sunt foarte interesante, au și fotografii, au și documente fotografiate și vor fi o lectură absolut superbă.
Ce părea despre Ana Bicel, atacă pe Vlad Voiculescu și pe Stelian Ion pe bandă rulantă? Ana Bicel a fost pesedistă. Și cu asta cred că am spus totul. La Ferdinand I nu i s-a permis căsătoria, deoarece prin Constituția Serii se stipula că regii se puteau căsători doar în familii legale străine. Da, e foarte corectă informația. E foarte interesant. Nu vreau să intru în detalii, că nu vreau să stric plăcerea de a spune aceste lucruri în acel comentariu, dragii mei. La primul drum în România voi cumpăra aceste cărți minunate, Geada Elena, sau puteți să le comandați online. Măline, salutări din Stuttgart, capitala Bavariei. Te urmăresc când merg la lucru. E prima seară, succes. Bunățea adevărat, Robert, mulțumesc frumos. Nu știu dacă ne-am întâlnit la Stuttgart. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo. Am în minte întâlnirea extraordinară pe care am avut-o în Piața Centrală. După aceea ne-am dus într-o parte să discutăm. A fost foarte frumos. A fost o zi foarte frumoasă, ziua petrecută la Stuttgart. Cum stai cu work-life balance? Am avut câteva zile libere. Acum le-am petrecut cu soția mea, cu fiica mea și a fost un pic mai bine. Ai văzut derapajele are Olivia Ster, zici că e geamănă cu Șoșoacă. Păi Olivia Ster este precursoarea lui Șoșoacă. Olivia Ster este prima persoană publică care a început nebunia, isteria cap vid în România. Nebunia ignoranților împotriva vaccinurilor. Olivia Ster este prima care a început psihoza asta, nebunia asta care avea să crească, avea să-și câștige un partid chiar și să avem nebunia asta în Parlamentul României. Oamenii din ziua de azi nici nu citesc, nici nu sunt capabili să analizeze o știre, un videoclip, nici măcar ce consumă ei însuși, în termen de mass media conținut. Zice Nia Roma, nu toți oamenii, unii sunt așa, dar eu nu cred că sunt toți așa. Dovadă că cel puțin cei 1000 de oameni care suntem aici, cei 145.000 care suntem în comunitatea aceasta de pe YouTube, aproape 200.000 pe pagina mea de Facebook, sunt foarte mulți oameni care gândesc ok. Problema este că sunt și foarte mulți oameni indiferenți la care trebuie să ajungem cu mesajul și trebuie să-i aducem de partea bună a lucrurilor. Apăsați butonul de like să facem 1000 de K. Sunt peste... 1000 de like-uri. Da, ar fi bine. 988 de like-uri văd eu aici. 993. Hai să facem 1000 de like-uri. Dacă scrie un cap vid pe super chat și te denigrează, cum faci să stopezi asta? Păi blochezi utilizatorul, foarte simplu. Dau bloc și la revedere. Aur plus PSD egal protestatar. Vrem făină, ulei, RTV, Antena 3, PSD, Aur, așa este. Meri statuie. Nu o meri nicio statuie. Statuia mea este aici pe YouTube. Faptul că dumneavoastră vă uitați, faptul că dumneavoastră sunteți aici alături de mine, asta este statuia mea. Zice cineva, nu era 1200 de like-uri, nu știu, eu văd 1027 de like-uri acum. Nu știu, au fost, parcă da, mi se părea că erau mai multe, sau poate n-am văzut eu bine. Poate n-am văzut bine, cine știe. Nu cred că poate să scadă like-urile, nu văd cum ar putea scadă like-urile. Ioară doi plânge că i-a confiscat drul la afacerile bănoase. Foarte bine să plângă, cu cât plâng mai bine, mai tare mafioții, cu atât este mai bine pentru cetățeanul de rând și pentru România. Sanda Cobzaș. Bună Mălin, părerea mea este că vaccinarea nu e destul de mediatizată, din păcate. Nu avem comunicator. Media se ocupă cu orice altceva, în timp ce tema vaccinării avea pe locul 2 sau 3. Așa este și medicii de la Spitalul Județean din Timișoara. Au fost foarte bucuroși când le-am spus că vreau să mediatizez și să susțin ideea de vaccinare. Au fost foarte fericiți și au spus că ei și-ar dori să vină mai multă lume la vaccinare. Ei pot să vaccineze mai multă lume și sunt foarte dezamăgiți de... nebunia asta, isteria asta, de paranoia asta din societate. Zice cineva la mișto că s-au furat like-urile. Nu cred că s-au furat. Cred că n-am văzut eu bine acolo, probabil. M-am văzut greșit. Probabil o fi încurcat like-urile cu unul. Am încurcat like-urile cu persoanele care se uită. Cum? Au fost, dar... Na, păi cine știe ce s-a fi întâmplat? O fi furat YouTube like-ul. Nu cred că e posibil așa ceva. Probabil este o eroare. Se mai întâmplă acum. Ce părere ai despre faptul că tineretul la noi nu mai e ocupat să asculte Țanca Uraganu și Abi Talent să se plimbe mai mult prin partea politică? Acum e firesc. În toată lumea, în toate generațiile, tinerii nu sunt interesați de subiecte foarte politice. Totuși e un subiect greu. Trebuie să spui mintea la contribuție. Trebuie să ții minte persoane. Trebuie să judeci tu însuți lucruri. Trebuie să începi să judeci ce e bine și ce e rău. Și tinerii în general, ei sunt la o vârstă la care
Ideea este să se bucure de viață, să asculte muzică. Eu nu-i condamn pentru că ascultă muzică, pentru că se bucură de viață. Noi cei care suntem generația mai în vârstă, noi cei care conștientizăm cât de important este, cât de importantă e conștientizarea cetățenească, politică, civică, noi trebuie să facem tot posibilul să explicăm tinerilor, noilor generații, să facem politica interesantă pentru ei. Și să-i atragem să gândească, să vină în zona asta a societății în care oamenii gândesc, în care oamenii își pun probleme. Este foarte important acest lucru. Și atunci cu noile generații vom putea să schimbăm lucrurile. Ce părere ai despre protestul transportatorilor din Moldova de ieri pentru construcția autostrăzilor A7 și A8? Vei face un material pe acest subiect? Andrei, ca principiu, pe timp de pandemie eu am spus foarte clar că nu este bine să se adune lumea indiferent de motiv și dacă e jos PSD, nu e bine să se adune lumea la un loc. Este risc de îmbolnăvire. Problema de sănătate publică este mai importantă decât orice altceva. Sau cel puțin așa ar trebui să fie pentru orice om rațional, decent și care are cât de cât bun simț și un om normal. Așa ar trebui să fie. Deci ăsta e primul principiu cu care răspund la ceea ce a spus. Al doilea lucru. Este foarte grav că întreaga regiune a Moldovei nu este unită cu autostrada, nu e unită nici de capitală, nu este unită de Occident. Foarte mulți oameni sunt plecați din Moldova în străinătate. De acolo trimit miliarde de euro în bugetul României. Uniunea Europeană ne dădea bani. Statul român, indiferent ce puteri politice au fost, n-are nicio scuză pentru această situație. Situația este una revoltătoare. Orice om din zona Moldovei care este revoltat pe faptul că nu există autostradă acolo, are dreptate. Are dreptate, oameni buni. Însă, săptămâna asta eu am văzut știrea că s-au semnat contractele pentru autostrada Târgu Mureș și Iași. Deci lucrurile se mișcă. Este bine dacă societatea civilă ține presiunea pe guvernanți pentru ca guvernanții să facă lucrurile să meargă cu viteza cea mai mare viteză posibilă. Este un lucru bun. Dar acum cât este pandemie, opinia mea este că sănătatea e mai importantă decât orice și că principalul lucru care ar trebui să ne preocupe pe noi toți este să păstrăm regulile de prevenire a răspândirii virusului, să nu ne strângem mulți la un loc, să purtăm mască, să ne dezinfectăm pe mâini și să ne vaccinăm în număr cât mai mare, oameni buni. Să ne vaccinăm cât mai mulți, în număr cât mai mare. Altfel nu vom putea să rezolvăm această situație, care ne afectează foarte grav și din punct de vedere economic. Repet, pentru cei care ați venit mai de curând, astăzi m-am vaccinat la Timișoara. Materialul video filmat la Spitalul Județean unde m-am vaccinat, inclusiv momentul în care m-am vaccinat, este la începutul acestui live. În momentul în care voi termina acest live, pentru că acum nu pot să derulez înapoi, dar în momentul în care voi termina acest live, 10-15 minute YouTube va salva, va procesa videoclipul și el va fi disponibil. Toți cei care vă uitați în acest moment și n-ați văzut începutul, puteți merge la începutul live-ului și să vedeți imaginile pe care le-am filmat la vaccinare. Și am descris și din punct de vedere tehnic cum funcționează vaccinarea. Dacă aveți nemulțumiri, dacă aveți nelămuriri, puteți să vedeți concret cum se întâmplă lucrurile la vaccinare. Este foarte important când intrați să vedeți materialul, să lăsați și un comentariu în secțiunea de comentarii, nu în chat-ul live, ci în secțiunea de comentarii care apare, comentariile care apar la finalul materialului video. Asta ajută ca să se distribuie la cât mai multă lume acest material. Salutări din Frankfurt tuturor oamenilor de bună credință. Carol Ișaba, salutări. Așa, salutare de la Brăila, salutare Brăila. De ce isteria, nebunia se petrece doar peste munți? După munți n-a ajuns civilizația. Reiti Ștefan, nu înțeleg ce vrei să spui. Probabil te referi la faptul că de ce în București, pentru că București e capitala României și aici fac ei circ, aici au interesul să facă circ. Există o tensiune între Alinica și Dominic Fritz sau mi se pare mie? Da, există o tensiune. Există un război surd al declarațiilor.
care vine sigur, pentru că atât PNL-ul a fost principala forță politică, dacă vreți, din Timișoara, din Banat. Forța anti-PSD. USR-ul a crescut foarte mult. USR-ul a luat primăria Timișoara. USR-ul este o amenințare politică mult mai mare pentru PNL în Timișoara, în Banat, decât PSD-ul. Și atunci ei cumva în mod natural înțeleg să se războiască. Ăsta e motivul pentru care se războiesc. Sunt doi oameni de calitate pe care eu îi apreciez, și pe Alin Nica și pe Dominic Fit, sunt tineri, reprezintă noua generație de politicieni. Nu vă explic această tensiune, nu cred că în spate se ascunde ceva legat de mafie, de corupție, de alte nebunii. Cred că se ascunde strict această competiție. Competiție pe care PNL-ul a pierdut-o în județul Timiș și în Timișoara pe propriile greșeli, oameni buni. Eu, de exemplu, la alegeri precedente în Timișoara și pentru Parlament, eu am fost unul dintre cei care a votat Partidul Național Liberal. Dar eu acum n-am votat. Din două motive, oameni buni. Din două motive mari și late. La primărie, așa cum am explicat, Robo are dosar penal și mă bucur că timișorenii au gândit-o cu cap și au zis: bă, ai dosar penal, nu mai ai ce căuta. Și au votat fără penal. Și în rest, eu nu pot să votez, oameni buni, un partid care o pune pe listă pe Alina Gorghiu de la București, care n-are nicio treabă cu zona noastră. Un partid care îl are pe listă pe Beni Oni Ardelean, care este un PSD-ist, oameni buni. Beni Oni Ardelean este un PSD-ist sadea în PNL. Este un individ prezent din 2012 la televiziunea infractorului Dan Voiculescu. Păi ăla, locul lui e în PSD. Păi cum să voteze așa ceva? Deci PNL-ul, dacă a pierdut, a pierdut pentru că a mers în față cu astfel de oameni compromiși. Pe listele de la parlamentare. Dacă aveau oameni tineri, oameni ok, dacă nu puneau PSD-și de ăștia mascați, dacă nu puneau oameni de la București, eu sunt convins că aveau un rezultat și mai mare, mai ales la alegerile parlamentare. Ei trebuie să-și rezolve problema asta, oameni buni. Ei trebuie să rupă pisica în două. Trebuie să strângă toate grupările astea în funcție, în frunte cu Chirica de la Iași, cu Beni Oni Ardelean de la Timișoara, tot gunoiul ăsta trebuie să-l strângă din partid, gunoiul ăsta PSD-ist mafiot, trebuie să-l strângă din partid și să-l dea afară. Altfel nu vor avea nicio șansă în 2024. N-au cum. Mie mi-ar fi plăcut ca Alin Nica să aloce măcar jumătate din efortul pe care îl alocă în această luptă politică cu Dominic Fritz. Nu iau apărarea niciunea dintre ei. Vă precizez și eu așa am și votat. Eu la Consiliul Județean am votat Alin Nica. Ca să fie foarte clară treaba, să nu creadă cineva că iau partea lui Fritz, că, nu știu, mă plătește bani sau mai știu eu ce alte aberații. Nu. Eu mă bucur foarte mult că Fritz a câștigat. Le-am și spus oamenilor, am făcut comentariu video în care mi-am asumat: domne, oamenii ar trebui să voteze fără penal. Și la Consiliul Județean mi se pare super ok Alin Nica, mi se pare tânăr, mi se pare, atâta cât l-am văzut eu ca jurnalist, mi se pare din noua generație de politicieni. Bun, el are un conflict despre care eu cred că este de această natură politică. PNL-ul e disperat să nu piardă foarte mult teren în județul Timiș, în Timișoara, și mai mult teren la următoarele alegeri. Dar eu le dau o veste foarte proastă. Dacă și la următoarele alegeri parlamentare vor face mișcări de tipul ăsta, Gorghiu, dacă nu duc gunoiul de tip Beni Oni Ardelean afară din partid, vor avea rezultate și mai proaste. Pentru că oamenii s-au săturat de mizeria asta. E, mie mi-ar fi plăcut ca Alin Nica să aloce cel puțin la fel de mult efort cât alocă în discuțiile astea cu Fritz pentru ecologizarea partidului, pentru salubrizarea partidului. Ar fi fost foarte interesant. Foarte interesant. Soțul ei e un om cum se cade care își dă interesul să cultive generația tânără. Din păcate nu mai știu despre ce e vorba, cum am luat cu discuții și așa. Cum de a scăzut la 998 numărul de like-uri? Acum sunt 1100. Nu știu, dragii mei, nu știu. Poate s-au supărat 200 dintre cei care au dat like. Nu știu, abar n-am. Erau peste 1000. Se mai întâmplă acum, mistere, o fi vreo eroare, o fi, nu știu, o să vedem. Important e ca a dat lumea like și suntem unde trebuie să fim, cei care se uită au dat like. Tu, dacă ți-ai face partid până în 2024, un partid de oameni ok, să iei 15% din voturi, la ce comunitate ai? Sper să ai un partid care să-i unească pe toți opozanții corupției. Păi aici eu am spus, Carol Caraiman, eu, să știți că de-a lungul timpului foarte mulți au încercat să mă atragă în diverse partide, inclusiv partide importante,
care sunt în Parlament, sau în diverse forme de implicare în politică. Decizia însă tot timpul a fost la mine și eu tot timpul am spus acest lucru. Eu nu exclud, și ce am spus acum 3 ani este ceea ce gândesc și acum. Eu nu exclud ideea de a mă implica în politică. Este un lucru la care mă gândesc în fiecare zi. Însă, în acest moment al evoluției mele, eu consider că cel mai important este să continui acest drum pe care eu îl deschid. Eu nu am voie, pentru că mă susțin foarte mulți oameni. Cei care mă urmăresc pe YouTube, cei care mă urmăresc pe Facebook, cei 1000 care vă uitați la mine. 765 de oameni pe Patreon mă susțin financiar direct în fiecare lună. Și le adresez 765 de mulțumiri. Mă susțin în fiecare lună pentru ca eu să funcționez ca jurnalist independent. Acest proiect și acest model nu este numai despre mine, dragii mei. Dacă noi reușim împreună să ducem un an, doi, trei au trecut, patru, cinci, șase ani, modelul ăsta, este imposibil să nu vină și alți jurnaliști din spate. Asta este calea care poate rezolva problema majoră a României din perspectiva faptului că avem o presă profund coruptă, de tip cartel mafia media. Ori eu am datoria pentru toți jurnaliștii care ar vrea să devină independenți, care ar vrea să-și facă corect meseria, susținuți direct de public, care să nu mai fie financiar la cheremul unor patroni penali care se oblige să mintă pentru că îi controlează financiar. Eu am datoria să merg înainte cu acest proiect. Eu sunt într-o situație acum în care n-am voie să abandonez acest proiect. Trebuie să merg cu el înainte. Ei bine, eu aș putea să mă implic în politică în momentul în care aș conștientiza că acest proiect a fost dovedit, a fost stabilit, este viabil și funcționează inclusiv pentru alte persoane. De asemenea, eu consider în acest moment al evoluției mele ca persoană publică și profesională ca jurnalist că este nevoie mult mai mare de mine în societate ca jurnalist. Pentru că am o audiență destul de mare, am libertatea totală pe care mi-o acordă cei 766-67 cât sunt de oameni care mă susțin financiar direct. Este mare lucru, oameni buni, este mult mai important. Eu așa cred că ceea ce fac eu și ceea ce facem noi împreună este infinit mai important decât aș face ca lider de partid cu 10-15% în Parlament pentru societate. Și am încredere că societatea va înțelege. Chiar dacă acum foarte mulți oameni au scris că mult mai multă lume ar trebui să urmărească ideile mele, să susțină activitatea mea. Da, și eu cred asta. Și este o umbrelă puternică de manipulare și de denigrare cu care sunt zi de zi învăluit ca să fiu limitat în creșterea mea. Dar eu am încredere că este imposibil ca, fiind insistent, fiind perseverent, fiind prezent zi de zi, toți oamenii cinstiți să nu înțeleagă până la urmă. Pentru că este imposibil, în mod natural, oamenii cinstiți și onești gândesc într-un anumit fel și în mod natural ei se adună ca apele într-un fluviu la un loc. Despre asta este vorba, dragii mei. Și eu cred că sunt mult mai util prin ceea ce fac în fiecare zi, dragii mei, în fiecare zi, prin activitatea mea de jurnalist independent. Cred că e mai important, fac mai mult pentru societate, pentru cei care mă susțin, pentru idealul de societate pe care eu îl am în cap, o țară normală, o democrație consolidată. Cred că eu, ceea ce fac eu, susținut de dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, da, pentru că eu sunt ca nucleul, ca burgerele ăla mic de zăpadă pe care îl arunci de pe un munte și el se rostogolește și devine tot mai mare, da? Eu sunt bulgărele ăla mic din mijloc. Restul sunteți dumneavoastră. Și eu am încredere că treaba asta nu poate să meargă decât către a crește și că este foarte important să termin această lucrare. Este o lucrare la care mai avem încă mult de muncit. Ori până nu termin lucrarea asta, nu pot să mă apuc de altă lucrare. Nu-i normal, nu-i corect. Trebuie întâi să termin ceva, să duci la bun sfârșit, să consolidezi, să stabilizezi și în momentul respectiv poți să te apuci de alt proiect. De asemenea, un motiv care m-ar determina să mă implic într-un proiect politic ar fi situația în care, situația care nu a fost acum în 2020 și în 2019,
Situația în care aș constata eu ca alegător că nu mai am opțiune de vot. Aș constata, bă, nu mai am cu cine să votez. Toți sunt compromiși. Ori nu sunt toți compromiși. Mâine, dacă ar fi alegeri anticipate, prin absurd, eu aș avea opțiune de vot. Și aș ști exact cu cine să votez. Deci cât timp am cu cine să votez, cât timp consider că am opțiune de vot, ce sens are să vin eu și să complic lucrurile și mai mult? Las Lobar. Vlad Voiculescu a deranjat un club de VSP imens cu decizia de a stabili nivelul minim de alocație de hrană din spitale și totodată cu eliminarea nivelului maxim. Da, foarte corect, foarte corect, foarte corect. Păi de-aia e atâta mafia pe el. Ce părere ai despre organizațiile politice de elevi, de exemplu Liga Elevilor Socialdemocrați, Clubul Elevilor Liberali? Acum, partidele e normal să aibă organizații de tineret. Dacă aceste organizații de tineret sunt asumate, este ok. Problema este că sunt organizații de studenți și organizații de elevi care se prezintă ca fiind independente, dar de fapt sunt legate de partide. Atunci este o problemă. Dacă ele sunt extensii ale partidelor și ele mint oamenii că nu sunt extensii ale partidelor, atunci este o problemă. În rest, nu văd un lucru rău în faptul că tinerilor li se explică politica, o anumită doctrină politică și că sunt atrași către politică. Nu văd un lucru rău în asta. Sigur, ar trebui să le explice PSD-ul ce mafioți sunt ei și atunci probabil că niciun tânăr normal n-ar mai veni PSD. Andri Michelis. De ce crezi că nu este asumată public de către SRI implicarea directă a rușilor în destabilizarea României? Nu știu ce face SRI-ul, habar n-am. Judecând după balamucul și tămbălăul pe care îl fac ăștia cu adunările infectării neamului, ai avea impresia că nu fac nimic. Dar poate că ei fac. Cine știe cât de rău ar fi fost dacă n-ar fi făcut? Nu știm de ce. Pentru că Serviciul Român de Informații e un serviciu cu activitate secretă, servicii secrete. Și n-ai de unde să știi. Poate cine știe câte operațiuni au derulat ei. Poate cine știe cât de mare era nebunia. Dar fiind secret, n-ai de unde să știi. Asta este problema cu serviciile secrete. Unde au dispărut 200 de like-uri, zice cineva? Nu știm unde au dispărut. Acum 10.157 de like-uri. Când am controlat numărul exact, acum văd că sunt 1.164 de like-uri. Nu știu ce s-a întâmplat. Habar n-am, nu știu. Probabil a fost o eroare de la YouTube. Să nu ne lamentăm, să nu ne impacientăm, suntem tot acolo. Dacă mai dau like 40 de oameni, suntem înapoi la 1.200. Deci situația este sub control. Ce părere aveți despre COVID-19? Eu zic că acest virus ar fi de fapt COVID-13, pentru că a fost ținut secret într-un laborator. Nu știu, cred că de atâtea ori am vorbit despre asta. Am un serial, se cheamă Jurnal de Pandemie. Acolo am explicat toate lucrurile pe care le auziți astăzi. Despre coronavirus, despre vaccin, despre mască. În acel jurnal de pandemie eu am explicat. Când a fost stare de urgență, în fiecare zi am explicat totul. Mi se pare atât de absurd ca după un an de zile să trebuiască să explic din nou aceleași lucruri. Mi se pare absurd. Dar vă rog foarte mult, dragii mei, intrați cei care ați venit mai de curând pe canalul meu de YouTube, că normal cei care nu m-au urmărit atunci n-au de unde să știe ce am spus. Intrați ca să nu mai reiau aceste idei, pentru că suntem și la finalul live-ului și trebuie să închid. Pentru că la ora 8 să fiu în locul unde sunt cazat nu este locul din care transmit și să respect, să nu fiu după ora 8 seara pe străzi. Vă rog foarte mult, intrați pe canalul meu de YouTube. Este un playlist, Jurnal de Pandemie. Luați-o de la primul episod, lăsați-l să curgă și o să vedeți că acolo am răspuns la toate întrebările posibile care s-au pus despre pandemie. Ce părere despre situația din Ucraina? Eu m-aș duce să-i ajut pe frații ucraineni pentru că am mulți prieteni acolo. E foarte complicat. Foarte complicat. Este o agresiune a Rusiei, în general. Ce părere despre mișcarea trupei rusești? Am să cer să fac un comentariu separat, că acum suntem pe final și nu vreau să deschid subiectul ăsta. E un subiect lung la care ar trebui să despre care ar trebui să vorbesc foarte mult. Eu am vorbit foarte mult despre Rusia. Cornel Seghedi, mulțumesc mult pentru un super chat. Revin, Mălin, dar trebuie momentan să îmi depășesc problemele personale. Te rog așa, mulțumesc foarte frumos, Cornel.
Așa, George Șoșoacă, dezaxată, floricică, dansătoare. Bun. Dragii mei, au trecut aproape 2 ore, un pic mai devreme trebuie să închid, vreo 6 minute, ca să nu depășesc, să respect interdicțiile de circulație după 8 seara. Vă mulțumesc foarte frumos tuturor celor care m-ați urmărit, cei care ați venit mai încoace în live, și cu siguranță dintre cei 1042 sunteți mulți cei care ați venit mai încoace, n-ați văzut începutul. Câteva lucruri foarte importante. Astăzi m-am vaccinat cu Pfizer. La începutul acestui live am prezentat imaginile cu momentul în care m-am vaccinat și am prezentat tehnic cum se întâmplă vaccinarea. În momentul în care voi închide acest live, puteți să derulați de la început, durează 5-10 minute să proceseze YouTube materialul și puteți să derulați de la început și să vedeți toate informațiile necesare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați dat like, suntem peste 1200 și toți cei care mi-ați adresat întrebări, încă două precizări importante, nu plecați și după aia am închis live-ul. Toți cei care mi-ați adresat întrebări, pentru că sunt foarte multe întrebări și cu siguranță eu n-am răspuns poate la 40%. Copiați întrebarea și după ce se salvează live-ul, apare secțiunea normală de comentarii, care este la orice material video, este undeva sub aici. Și puneți întrebarea în comentarii. De astăzi până duminica viitoare, eu în fiecare zi intru, dimineața și seara, pe ultimul Q&A, mă uit ce comentarii au pus oamenii și răspund în scris acelor întrebări. Deci dacă aveți întrebări, vă rog foarte mult și eu n-am răspuns la ele în chat, în live, vă rog să intrați la comentarii și să le puneți. Și, desigur, orice fel de comentariu puneți acolo și dacă este un simplu salut, cu cât sunt mai multe comentarii, ajută pentru ca YouTube să scoată mai în față acest material. Cu Pfizer m-am vaccinat, toate detaliile sunt la începutul acestui live. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei, și ne vedem mâine la datorie cu comentariul zilei. Fiți responsabili, oameni buni, pandemia se tratează cu responsabilitate, se tratează cu rațiune, se tratează cu știință, oameni buni, cu cercetare, cu specialiști, cu medici, cu firme specializate în dezvoltarea de soluții pentru problemele medicale. Pandemia nu se tratează cu politicieni găunoși, pandemia nu se tratează cu extremisme, cu huligani, cu teoriile conspirației. Cei care fac asta o fac, consecința acțiunilor lor este să ne îmbolnăvească. Acum ar trebui să avem în minte doar două lucruri și așa putem să ieșim împreună din această criză sanitară fără precedent. 1. Să facem tot posibilul să păstrăm măsurile de prevenire a răspândirii virusului, masca, distanțarea socială, dezinfectarea mâinilor și 2. Programați-vă la vaccin, oameni buni. Hai să ne vaccinăm. Cu cât ne vaccinăm mai mulți, cu atât se rezolvă mai repede această problemă. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei. Fiți raționali, fiți responsabili. Salutare!